Zice, câinii cred că sunt invidioși pe noi ce botniță avem. Da, sunt Radu Moraru, vă salut din Montreal cu mască. Și că trebuie să purtăm mască de acum încolo. Mă gândeam că mai bine ne dau dălea și pentru ochi și pentru... Că vedeți, eu am anticipat lucrurile astea, de-aia am ochelarii ăștia de la bun început. Și scuzați-mă, dar trebuie să-mi dau jos masca, fiindcă emisiunea asta noastră este fără mască. Noi suntem o emisiune fără mască. Cu mască sunt ei toți. Și suntem aici, în direct, Nașul TV Canada, Montreal, suntem în direct cu tot globul. Românii se află pretutindeni, fiindcă așa a făcut soarta să ne împrăștie peste tot. Eu sunt deocamdată blocat, dar veștile spun că s-ar putea să se dea drumul foarte curând la liniile aeriene. Vă mulțumesc tuturor celor care ne scrieți. Abia facem față să citim, să vă răspundem, dar ați văzut, prietenii și colegii mei încearcă să vă răspundă mesajelor pe care le primim, cum spuneam, de pe tot globul. Nu e ușor. Le mulțumesc și celor care mă avertizează să nu mă întorc în țară, pentru că, păi, ce poate să se întâmple? Ce poate să-mi facă ăștia în țară? Să mă ridice? Păi, ok, au mai încercat de câteva ori și nu le-a ieșit. Le-am dejucat planurile. Cel mai amuzant era că trebuia să mi se întâmple un accident ca să nu ajung la timp, nu grav. Unde la așa, veneau niște milițieni de-a lui, de-aștia de-a lui manivelă, mă blocau în trafic, să nu ajung să pot să votez la AGA, unde eu sunt acționarul principal. Și în felul ăsta să se mai încerce odată furtul televiziunii. Dar nu le iese, repet, nu vedeți că nu le iese nimic, să încurcă minciunile lor și a început poporul să dea cu pietre în ei. Nu le iese, că n-au cum. Când sunt atât de mincinoși și atât de proști, n-am ce să fac, trebuie să spun acest cuvânt, cum să le iasă minciunile. Mi-am notat multe subiecte astăzi și încă o dată îmi cer scuze conducerii de partid și de stat a României, liderilor politici, frontului salvării naționale cu arafații și cosmonauții în frunte. Le cer scuze că îmi permit să îi critic și să arăt cât de trădători de țară sunt toți. Îmi cer scuze. Da. Îmi cer scuze celor care sunt prea finuți așa și se simt deranjați că spun adevărul. Și nu doar eu, ci și colegii mei. Ne cerem scuze că își bat joc de poporul român de 30 de ani și continuă să o facă din ce în ce mai la vedere, ca și cum noi nu existăm, nu gândim și așa mai departe. Vestea bună este că poporul român, aflat în casă, între drumurile alea lungi, dormitor, sufragerie, bucătărie, frigider, ce să fac? A trebuit să se pună pe gândit poporul român. Poate că e prima oară după 30 de ani când s-a pus serios pe gândit poporul român, că a cam lipsit la capitolul ăsta. Și uite că românii s-au prins. Și îl salut și pe Cătălin Bădițoiu. Bună seara, Cătălin! Bună seara, bună România! Bună seara, Radu! Bună seara, telespectatorilor! Hai. Radu, am văzut cu toții, astăzi a ieșit și premierul României, a ieșit și președintele României, dar eu aș vrea să încep cu o altă știre, o știre care mi se pare foarte, foarte importantă. Este o știre pe care i-a jucat pe telespectatorii noștri. Nu este o știre 100% verificată, am verificat-o, am vorbit cu un medic, un profesor universitar din România care mi-a confirmat această știre, l-am sunat și pe domnul Arafat acum un sfert de oră, dânsul nu știa nimic despre acest lucru, mi-a promis că mă sună în timpul emisiunii, sună în Italia și dacă este adevărat, îmi va confirma în timpul emisiunii dacă este sau nu adevărat, medicul profesor universitar român mi-a confirmat. Pe baza acestei știri, am primit știri acum vreo două ore, pe baza acestei știri am descoperit și alte lucruri pe care o să le vorbim, dar ideea este cam așa, Radu. În ultimul timp,
au murit zeci de mii de oameni în toată lumea, și în Italia, și în America, și în România. Și din păcate, toate aceste țări, chiar și România, chiar și Italia, au avut o procedură și nu știm de ce, nu este nici legală, nu au făcut autopsii. În ultimele 8 zile, în Italia, s-au făcut 50 de autopsii și se pare că acest virus, COVID, boala a fost, pe baza acestor 50 de autopsii, boala a fost atacată greșit cu medicamente la nivel mondial. Și o să-ți... Acum încerc să vă spun de ce. Acest virus ce face? Nu face direct pneumonie, nu atacă direct plămânii. Și acest virus are o... Vă spun că am primit de la un doctor și de a citesc acum. Face o coagulare intravasculară diseminată. Adică acest virus provoacă o tromboză, Radu. De-aia oamenii mor și de inimă, mor și de... fac și atac cerebral. Și tot acești doctori spun că nu vom mai avea nevoie de toate aceste ventilatoare, pentru că fiind atacată greșit boala, dăm niște medicamente și am mai multe, dar zic, informația nu am putut să o verific total și de asta nu vreau să spun mai multe lucruri. Până mâine seară voi avea informații clare, certificate. Am primit destul de târziu informația aceasta, dar acești italieni de 80 zile spun că astăzi în Italia s-a schimbat protocolul. Și oamenii nu vor mai muri din acest moment pentru că trebuie date niște antiinflamatoare și știm cu toții că antiinflamatoarele nu se dădeau la COVID. Și s-a ajuns în acest caz pe plan mondial că nu s-au făcut autopsii. Și revin cu o informație, l-am întrebat pe domnul Arafat, plecând de la aceste informații, domnul Arafat, spuneți-mi și mie, vă rog, câte autopsii s-au făcut pentru oamenii care au murit în România? Informația noastră e că s-au făcut zero sau dacă nu zero, foarte puține. Și domnul Arafat, care este în acel grup, mi-a spus, nu știu, sunați la Ministerul Sănătății. Mi s-a părut un răspuns destul de, nu știu cum, da, cum pot să-i spun, nu cred că nu știe. Dar din păcate, medicii cu care am vorbit, am mai sunat încă doi doctori, mi-au spus că în România nu s-au făcut autopsii. Pur și simplu s-a pus acest diagnostic, nici în Italia. Ca să înțelegem, la morții, peste 15.000 de morți în Italia, din sursele noastre și cu ce am vrut, s-au făcut în jur de 200 de autopsii, Radu. Și toate răzleți pe teritoriul Italiei aceste 50 de autopsii care s-au făcut undeva în Bolonia și au descoperit acest lucru. Eu sper să fie adevărată informația, sper să fie, să fie vorba de tromboză și acum ne putem explica, acești doctori spun că degeaba punem pacienții pe ventilator, degeaba le băgăm aer în plămân, că de-aia mor 9 din 10 oameni. Degeaba le plăcăm aer în plămâni când ei nu mai au sânge în plămâni. Pentru că tromboza ce face? Tromboza îngroașe sângele și nu rezolvăm nimic cu ventilatoarele. Da, e pare destul de logic, dar eu am să fac și o foarte mare dezvăluire așa de la început. Această bombă biologică, apropo, laureatul premiului Nobel, cel care a confirmat că este o bombă biologică, a fost interzis. Deci vă dați seama pe ce lume trăim. A fost interzis. Nu e voie ca Globul să afle părerea unui laureat al premiului Nobel, ci trebuie să știe Globul doar părerea mincinoșilor. Nu-i nimic, adevărul va ieși la suprafață. Deci o primă mare dezvăluire pe care o fac este că se pare și... Eu aș spune că e aproape sigur că există mai multe tipuri de bombă create pe aceeași rădăcină și vin și vă spun ce am spus și ieri, ce a spus șeful OMS-ului, Organizația Mondială a Sănătății, infractorul și criminalul etiopian care conduce această structură care a mințit-o Globul și din cauza căreia au murit zeci de mii de oameni, că abia urmează ce va fi mai rău. Adică nu le-a ieșit primul plan, n-au murit milioane, cum ne avertiza tovarășul ăsta, securistul ăsta, cum îl cheamă, de străinul de România, Cercel, și atunci s-a trecut la etapa a doua. Și deja am confirmări din Italia, din Statele Unite, că acolo există un alt tip acum de coronavirus.
Vedem ce va fi. Dar vă fac o dezvăluire și mai mare acum, ca să înțelegeți că acest dușman invizibil de care vorbește Donald Trump este un dușman invizibil, dar deja este controlat. Știți cine s-a ocupat de operațiunea de implementare a laboratorului din Wuhan, acolo unde Obama a transferat tehnologia fabricării acestei bombe în 2015 și a dat și 3,7 milioane de dolari? Doctorul, mi l-am notat aici, să nu greșesc, Fauci. Știți cine e doctorul Fauci? Cel care apărea seară de seară, am văzut că ieri nu mai apărea. Vedem astăzi dacă mai apare. Poate că nu știe nici Donald Trump, cine știe. Deci doctorul Fauci era cel care apărea seară de seară cu doamna doctor și domnul doctor lângă Donald Trump la toate conferințele de presă. Ia uite cum l-am prins și pe ăsta. El s-a ocupat de transferul din America către Wuhan al acestei bombe. Și doi, președintele Macron, cum îi spun eu ăsta din Franța, care e un amără, nu știe nimica, e pus numai, e mai rău ca Iohannis, pus în fața acolo să facă ce trebuie, ei bine, a transferat și a exportat laboratorul P4, deci o parte din laboratorul din Wuhan este făcut de Franța și trimis cadou, pentru că neomarxiștii, da, trebuiau să lucreze neapărat bomba în afara țărilor lor, dar alimentând Wuhanul. Deci Obama a dat bani, iar Hollande, care este gay, că poate nu știați, fostul președinte al Franței, împreună cu Macron, care nu știm ce este, împreună au alimentat așadar laboratorul să fabrice bomba, să aibă și bani, și utilaje, și scule, și tot. Că le trebuia, da? Și nu s-a creat doar un tip de bombă, ci acum specialiștii din toată lumea vorbesc deja de mai multe tipuri de bombă, iar papagalul ăsta criminal de la OMS, el nu mai e trompeta, ne amenință. Stați că mai punem o bombă, stați că mai facem ceva. Ce nu știu ei, și vă fac o a treia dezvăluire, este că deja FBI-ul are toate aceste date. Iar probabil că CIA-ul sau o pasăre în zbor o să îl ia pe criminalul ăsta etiopian și o să se termine cu amenințările și probabil că îl storc și de informații să vadă pe unde s-au mai plimbat aceste bombe. Deci ce spui tu confirmă, pentru că noi n-am apucat să vorbim, oameni buni, în sfârșit am apucat și eu să mă odihnesc după o lună jumate, am dormit de-am rupt, m-am trezit acum jumătate de oră, n-am apucat să vorbesc cu Cătălin, dar vedeți, ce am lucrat eu azi noapte s-a confirmat oarecum cu ce spune Cătălin, și anume că mai există un soi care provoacă un alt tip de reacție. Însă primul coronavirus, practic ce făcea, făcea să fie rapid rezolvat, așa cum actorul Tom Hanks și cu nevastă s-au fost rezolvați și alți foarte mulți, simplu, și de aceea România a început să producă și clorochină. Și ce spune azi noapte, am văzut ministrul sănătății, remdesivirul care se dă cu clorochina va ajunge și în România. În sfârșit au aflat și ai noștri, da? Că vine și ăsta. Deci pentru primul tip de coronavirus merge acest tratament. Pentru al doilea, vorba ta, Cătălin, ce se poate, mai spunem o dată, cu ce se tratează? Da, nu, mai trebuie un antiinflamator, Radu. Medicii italieni spun că virusul acesta există, atacă plămânii, dar degeaba dacă nu dai tromboza. Știm cu toții că e o boală pentru care e un antiinflamator. Dacă nu tratezi tromboza, oamenii care au ajuns în, deja la reanimare, nu mai ai cum să-i salvezi, nici cu hidroxiclorochină, nici cu nimic. Pentru că nu le mai ajunge sângele la pleu, mai trebuie dat și un antiinflamator. Numai că ce important, ce mi se pare mie important, și citind acum, îți dai seama, Radu, în China s-au făcut 3 autopsii. Păi noi cum ne luptăm, Radu, cu boala aceasta? Eu asta întreb oamenii. Dom'le, cum te lupți dacă tu dai, nu faci autopsii? Știm cu toții că dacă mori acasă, Doamne ferește, sau mori în spital, se face autopsie și se pune cauza morții. E, în acest
coronavirus, COVID, nu s-au făcut autopsii. Îți dai seama dacă în Italia, Radu, la ția mii de morți, s-au făcut 200 și toate răspândite pe teritoriul Italiei, că nu poți să te lupți. Deci s-au pus diagnosticele pneumonie, COVID. Deci nu s-au făcut autopsii, dar până acum oamenii nu și-au murit mii de oameni. Acum au văzut și au găsit în aceste 50 de autopsii care s-au făcut la spitalul din Pregamo, o localitate, și au luat 20 din Milano. Restul erau bucățele, două aici, trei acolo, restul îi mormântau pe oameni COVID, pneumonie. Ca așa au avut protocolele peste tot. De acum au văzut că pe lângă el afectează plămânii, exact ce am vorbit noi până acum. Dar de ce afectează plămânii? Afectează pentru că se îngroașe sângele. Asta face acest virus. La mulți oameni, nu la toți, că suntem unii asimptomatici, dar la cei care sunt grav fac această... Eu o să-ți trimit raduție și n-am vrut să dau toate datele, că sunt și medicamentele, pentru că aștept mâine, sper că în emisiunea de mâine să primesc un răspuns oficial de la profesorul cu care am vorbit, să pot să le dăm corect românilor. Eu nu vreau să-i impacientez pe nimeni, e pur și simplu un lucru pe care l-am găsit, de aia l-am întrebat și pe doctorul Arafat, că pot să-i spun așa, doamne, spuneți-mi, știți ceva de el? Și acum mi-a spus, acum 10 minute înainte să intrăm, nu știu nimic. Și acest doctor care am vorbit din România, Radu, mi-a spus că de 80 zile italienii au făcut deja publică, deja s-au și publicat și astăzi la presă a schimbat protocolul în Italia. Pe lângă ce vorbeam noi de hidroxiclorochină și de toate medicamentele, se mai bagă acest antiviral, anti-inflamator. Anti-inflamator, da. Păi oricum, ceea ce e bine că în sfârșit au descoperit, dom'le, ce faci cu ventilatoarele? Că, repet, ventilatoarele sunt contaminate nu doar în România, în toată Europa. Medicii italieni spun că dacă se dă acest antiinflamator de la început, acest coronavirus nu mai ajunge nimeni la aceste ventilatoare. Dacă se ia tratamentul și cu aceste antiinflamator, nu mai trebuie să... Că ideea își puneau întrebarea acești medici italieni, de ce cu toții am investit în lucruri scumpe, în ventilatoare, în paturi scumpe, în anestezii scumpe și nu s-au făcut niște autopsii să vedem exact cauza și să se dea un medicament foarte ieftin cu antiinflamator. Păi, e foarte simplu, oameni buni. Mai multe țări sau mai multe zone, cum e de exemplu Sper să nu greșesc, să nu fie, uite că acum m-am gândit, să nu fie anticoagulante. De-aia am zis, nu antiinflamatoare. Da, anticoagulant, dar dacă e tromboză, trebuie să fie anticoagulant. Da. Anticoagulant, da. Exact, să nu se facă cheagul. Și atunci, dar aștept mâine, până mâine vom descoperi. Am vrut să dau această informație, cu toate că am primit-o foarte târziu. Am vrut să o dau ca să, să avem și românii să fie informați. De-am și sunat și la domnul Arafat să-l întreb. Sunt tare curios dacă va ieși pe la televizor și... ne va spune ceva? Păi, știi cum e acum, eu știi părerea mea. Mie ce îmi spune Arafat, nu dau un ban pe părerea sau pe minciunile lui Arafat. Câte minciuni ne-a spus, mai contează una în plus sau minus. Ce pot să vă spun este că mai bine aveți încredere în ce vă spun eu decât în ce vă spune Arafat. Păi nu, ideea că eu l-am informat, Radu. Dar dânsul nu mai poate să ne ascundă acum. El a spus că sună la medicii din Italia și ne spune dacă e adevărat sau nu. Pentru că chiar dacă nu ne spune el astăzi, vom afla peste o zi, două, trei, oficial, dacă este adevărat. De la medicii în Italia. Vom vedea pe protocol. Da, da. Aici vreau să spun. Vezi că și în Italia... Pentru că v-am spus că de la bun început am avut un om care voluntar s-a infiltrat acolo tocmai ca să-mi dea informații. Și l-am întrebat, dar nu ți-e frică? Nu mi-e frică. Și s-a dus și nu ți-e frică de coronavirus? Nu mi-e frică. Și am aflat foarte multe lucruri, printre care și aceasta că și în România și în Italia doctorii tac, n-au voie să vorbească. E prin ordonanță, nu știu la ei cum se cheamă, militară sau cum se cheamă, deci... Secretomania asta de la bun început a fost de ce, oameni buni? Pentru că multe guverne, cum e de exemplu imbecilul ăla care conduce statul New York, Cuomo, tuturor acestor imbecili ai planetei le-a plăcut să moară oameni. De ce? Păi scapă de pensii, scapă de
cheltuieli cu sănătatea lor, fiindcă eu v-am spus, uite, Germania a făcut autopsii, da? Toate autopsiile au relevat faptul că acei oameni oricum mai aveau foarte puțin de trăit, cum spune neamțul șef, legist, dom'le, mureau anul ăsta, da? Deci, practic, numai li s-a grăbit moartea. Dar proiectul ăsta, repet, e pornit de mulți ani și se dorea eliminarea oamenilor cu probleme de sănătate și a celor în vârstă. Fiindcă, cel puțin în Europa, dar și în New York, nu uitați că New York este un stat care a fost o dată în faliment și probabil că și acum mai foarte aproape de faliment. Le convine să scape, cum spune ei, de povara asta. Că trebuie să dai pensii, trebuie să dai asistență medicală și astea costă. Ori, cel puțin statele acestea din Europa, mai puțin Germania și Marea Britanie, sunt toate în faliment. Faliment mascat. Adică în sensul că se cheltuie mai mult decât se produce. Și atunci ei se gândesc de mult timp, de ce credeți că s-a creat această bombă coronavirus? Tocmai pentru a nu se da vina pe stat că te-a omorât, tu pensionar în vârstă și cu niște probleme medicale, ci că a venit așa din aer un coronavirus și ghinion, cum spune Johan, ghinion, ai murit. Ori, multe state, eu pun pariu că Italia putea să ia măsuri de la început mult mai bune. Putea să ia Spania măsuri mult mai bune. Eu când am auzit prima oară că le înfig acel ventilator în nas oamenilor, eu de atunci m-am prins că trebuie să moară. Și am spus-o în emisiuni. Ventilatorul poți să-l dai unui om tânăr, dar unui om în vârstă, cu probleme și cu virusul ăsta care îți taie oxigenul, dacă îi mai bagi și mizeriile alea nozocomiale în nas, s-a terminat. Deci ăla e moartea. Nu vedeți că aproape toți au murit în spitale? Că mă și gândeam, eu le-am spus alor mei, știți ce? Nu vă duceți la niciun spital. Toți au murit în spitale. Deci zeci de mii, Cătălin, de care vorbeai tu, nu știu cât sunt, probabil la nivel mondial sunt peste 140 de mii, au murit în spitale, oameni buni. Păi și atunci de ce i-am mai dus la spitale? De ce s-au cheltuit bani? Oare nu cumva trebuiau ajutați acești oameni? Deci, nu vedeți că încep să se lege lucrurile și începem să ne prindem că le-a convenit? Zice, bă, scăpăm și noi de, mai ales Italia, scăpăm și noi de 10.000, 20.000 de pensii, ia mulțiți cu 1.000 de euro și vedeți ce sume sunt. Și pensiile sunt și mai mari în Italia de 1.000 de euro. Deci ce sume economisesc ăștia? Și le-a convenit tuturor. Aia speriem un pic populația și mergem mai departe. Iar acum ăștia ne spun, ca să vedeți ce imbecilitate, am auzit că a ieșit Iohannis. Văd că acum iese zilnic, e speriat rău. Gata, ne mai relaxează o tură, am înțeles. Va fi și mai bine. Tot din 15 mai. Cum? Ne relaxează tot din 15 mai. Da, da, ai văzut, acum e gata, e sigur că până ieri nu era sigur. Ai zis, doar dacă suntem cu minți și ne spălăm pe dinți, ne relaxează. Acum ne relaxează sigur din 15 mai că vede că dau drumul toți și vede că minciunile lui Iohan... Acum și cu mânuș Radu relaxează acum. Toate țările au început să relaxeze, ce să avem noi. Dar să știi că nu e rău până la urmă. Adică, știi de ce, Radu? Avem, ok, a ieșit Cățu și a zis că economia e bună, dar noi vom avea un avans. Da, de ce? Toți relaxează acum. Noi vom avea 2-3 săptămâni în care vom vedea ce s-a întâmplat și s-ar putea să pornim din plin dacă suntem deștepți. Da, pentru că toate țările relaxează și vom vedea în alte țări dacă mai există aceste grupuri, dacă mai sunt focare, dacă și dacă am luat informațiile, dacă am avea niște oameni profesioniști și să luăm informațiile principale din țările care le relaxează de acum, ar trebui când am relaxat noi să începem din plin. Să nu mai bâșbâim, pentru că putem copia și vedea ce se întâmplă în celelalte țări. Nu cred că e așa un lucru atât de rău, dar să-l facem dacă tot stăm. Adică dacă tot dărâmăm economia, măcar când plecăm și le dăm drumul, să o dăm cum trebuie. Aceste 3 săptămâni să fie ca o școală, să învețe din aceste 3 săptămâni, să ia informații din Austria, din Germania, din Polonia, unde se relaxează. Să nu mai bâșbâim din nou peste 3 săptămâni. Stai un pic, Cătălin. Măcar ce lucrurile da. Care tu chiar îl crezi pe Cîțu?
Păi noi suntem ultima economie. Noi suntem ultima economie a Europei, nu vezi că n-au dat nimic. Asta este vrăjeală, pentru că ei au înțeles ce se întâmplă. Cred că singurii care știu cu adevărat că România e un cazan care fierbe sunt ăștia de la servicii, pentru că fac tot felul de sondaje și trag cu urechea. Știți că ei pot asculta orice casă din România, nu le trebuie mandat. Și băiețașii de la SRI ascultă până case. Bă, cum e? E nasol, nu? Nasol. Și atunci ei acum, speriați că ieri le-am tras un semnal de alarmă foarte puternic, pentru că eu nu trebuie să-i ascult pe români în case, eu ascult pe români de aproape 30 de ani. Și eu știu când e presiunea mare. Și acum s-au speriat, că ți-am spus, Iohan mai avea un pic și era Palatul Cotroceni încercuit, nu mai avea unde să iasă. Și atunci ei și-au dat seama că într-adevăr e nasol, n-au nicio măsură, au bani, dar ies la teșcherea și au ieșit disperați acum să anunțe tot felul de guange, să ne spună că o să umblăm cu mască. Nu o să umblăm, Cătălin, nu o să vezi. Nu o să umblăm cu nicio mască până la anul viitor și ce mănuși și așa mai departe. Astea sunt niște... Radu, ca să umblăm cu măști și mânuși, ar trebui să le importe în țară. Da. Să le aducă, să le cumpărăm. Să le dea oamenilor care nu au bani, că sunt oameni care nu au bani să cumpere și nu îți poți ține în casă. Exact. Dar trebuie să le dai oamenilor, să le pui la dispoziție. Dar m-ai întrebat dacă îl cred pe Cățu. Păi cum să-l cred pe Cățu, Radu? Păi cel mai bun exemplu este acel site care de vineri, da, când a căzut, păi dacă întreb orice IT-ist, a zis de miercuri, Radu, după 5 zile, site-ul acela care ar ajuta firmele să se poată împrumuta, așa cum ar ajuta. Și nici măcar nu merge. Deci, râde, am vorbit cu niște IT-ști și mi-a zis, Cătăline, noi l-am fi făcut într-o zi, în două, niște IT simpli. Cum să nu meargă de 5 zile? Cum să... El s-a dus, l-au transferat site-ul la STS și SRI și cu toți IT-știi din România să nu funcționeze după 5 zile. De-aia nu cred pe Câțu. Eu nu mai cred în vorbe, cred în fapte și văd faptele. De 5 zile o mizerie de site, nu sunt în stare, dai seama, un site nu sunt în stare să gestioneze, să-i dea drumul. Păi cum să gestioneze o țară sau o economie? Păi, nu cred. Aici trebuie spus exact ce am spus și noi. Site-ul nu a crăpat, cum au zis ei, nu a fost atacat de... cine să are timp să atace un site de rahat care dă niște mărunțiși, că nu dădea nimic. Momentul lor a fost pentru că eu cu o zi înainte să dea drumul la site am făcut dezvăluirea faptului că acel site va da bani celor 40.000 de firme ale lor. Și asta i-a speriat. Ce, bă, s-au prins românii, mă, fii atent, că dăm bani numai la ai noștri. Că sunt și fraieri, se dau de gol. Așa am aflat și eu. Eu nu știam câte firme au securiștii. Uite că am aflat, ei ne-au zis, 40.000 de firme. Și vor să-și alimenteze firmele. Când s-au prins, că ne-am prins, au zis, zice, gata, a crăpat site-ul și acum îl dăm la SRI și la STS. Că, de ce? Păi e secret de stat. Când întreb STS-ul, bă, cui ați dat banii? Noi lucrăm după lege militară și suntem secret de stat aflați peste 25 de ani. Și cui dăm noi? STS-ului și SRI-ului, care nu vedeți, nu sunt în stare după 5 zile să-i dea drumul, nu sunt în stare că nu știu cum să împartă banii pentru ei. Și la ei e ceartă. Că și în aia 40.000, unii vor mai mult, unii mai mult. Te rog? Pot să dau informație bombă. Am descoperit astăzi un interviu de săptămâna trecută în Ziarul Financiar cu Muguri Sărescu, care a scăpat un porumbel. Bun. Muguri Sărescu ne spune că guvernul vrea să dea la 44.000 de firme, dar conform datelor lor, doar 15.000 de firme se vor califica. Pentru cum e făcut ordonanța, nu poți să iei mai puțin bani decât îți dă guvernul. Adică tu nu poți să ceri un leu dacă îți dă un milion și nu te califici. Că asta a spus Isărescu și am stat și am citit foarte bine și am citit astăzi ordonanțele și am vorbit și cu colegul nostru, cu Mihai Pâlșu, și cam așa este. Adică dacă în acele ordonanțe spune că creditul este de 500.000 de lei, păi nu poți să iei 390.000 de lei, nu poți să iei un leu, că ai nevoie de un leu tu ca firmă, să ceri cât vrei. Eu cred că de asta o speria, pentru că porumbelul care l-a scăpat Muzul Grisărescu e cu ghilimele rău, spune doar 15.000 de firme din România se vor califica să ia creditele pe care le-a promis Câțu. Deci, vezi, asta confirmă exact ce spuneam eu, că
în interiorul securității, că avem la securitate, suntem țara cu cei mai mulți securiști și cu cele mai multe servicii secrete din lume, de pe tot globul. Și eu, de exemplu, spunea ieri George că nu o să închidă serviciile, eu le închid, vă spun eu. Dacă eu ajung la putere, eu închid toate serviciile secrete, că n-avem ce face cu ele. Înființăm unul singur ca lumea și le închidem pe toate astea. Toate trebuie închise. Sunt niște trădători de neam și de țară acolo, care 30 de ani ce-au păzit, ne-au păzit pe noi să nu aflăm cum să vinde țara gratis. Sau mă rog, cum se jefuiește țara gratis. Și acum și mălaiul ăsta subțire care ar fi salvat firmele mici din România și pe ăsta vor să-l fure. Deci ăștia sunt ultimii, cei mai mari găinari de pe planetă, sunt securiștii de la noi, dar au pensii speciale. Toți nenorociții ăștia și trădătorii ăștia, după ce permit jefuirea țării, la final, tot noi le dăm pensii speciale. Luați de aici, băieți, că ne-ați trădat. Pe toți îi desfințez, pe cuvântul meu, toți, radem tot. Păi să și poate. Din păcate, Radu, da? Românii noștri, noi am și pregătit un film, nu știu dacă cei din regie... Dar Răducu e pregătit, cât durează ca să știu să am timp să-l văd? 2 minute durează acel cât? Film. 2 minute. Perfect, păi Răducu, fii pe fază și hai să punem acest film, colegii m-au anunțat când pornește și vorbim, comentăm și este... după, da? Comentăm da, după. E foarte important ca românii să se uite atent la acest film și să asculte atent. L-aș ruga pe Răducu dacă poate să mărească puțin, că nu se aude foarte bine, dacă poate mări puțin volumul. Dacă nu, dragi telespectatori, ascultați foarte bine și după să vedeți cât de grave sunt lucrurile. Dar condițiile ce facem aici, era dispus să le ofere în momentul când avea oameni la lucru. Deci, l-a calculat? Deci nouă personal, domnule, dumneavoastră, veniți să ne spuneți în momentul de față, numai un pic, lăsați-mă să vorbesc cu dânsa, că v-o trimis șeful la noi, da. Pe dumneavoastră, doamna da, Gina, care sunteți... Românești, știi, ca să nu-ți fie. Da, n-am înțeles. Bravo, bravo, am rugăminte la dumneavoastră. Românești aceeași limbă și o înțelegem. Da, vă rog din suflet ca să... Nu, deci că să plătesc bani. Când se dă aia 300 de euro, atunci da, să... Da, atunci vă dă buletinele. Chemăm poliția. Puteți bun. Deci nu mai... Deci asta e ultima masă care avem acum la ora 12. După aia nu mai avem nicio masă. 22 de persoane. Ok. Noi oferim muncă. Deci cineva care muncește, îi oferim și mâncare. Nu, numai un pic că sunt probleme, muncă, după aia o să discutăm. Dacă nu ieșesc la muncă, nu e dispus să mai... Deci de el merge tot în minus. Dar buletinul tău unde, mă, băiatule? Și buletinul tău? Și buletinul tău, mă? Hai, dați-mă un pic aici. Deci, buletinele nu ni s-au dat, până ce nu plătim la 300 de euro. Ok, uite, doamna, iară pleacă. Iară plecați. Nu ne certăm, eu vorbesc. Veți ieșiți la muncă, ați spus nu. Doamnă, păi, noi am venit din România, doamnă, dragă, pentru 13 euro la oră, doamnă. Șeful are dreptul să aibă și el o părere, cum aveți voi o părere. A, deci, părerea lui șeful este să mergem să sclăbim pe 65 de cenți la kilogram. Bravo. La 13 euro, 30 am venit, doamnă. Auzi, doamnă, vă rog să aduceți buletinele, numai puțin, să aduceți buletinele și să ne faceți să mergem acasă, așa cum ne-ați adus. Să ne trimiteți acasă. Așa cum ne-ați adus, să ne trimiteți acasă în România. A spus că la oră. Vă rog să ne aduceți buletinele să plecăm în România. Nu o să ni se facă avionul așa cum am venit, așa să ne ducă. Ce bănuți, doamnă, să vă dăm noi bani? Oameni buni, nu noi am venit. Voi am venit. Acolo, vezi, doamne, ce-o fi, cum o păți. Ați văzut în Germania, nu, în Germania, prizonierii români din Germania... N-au nicio treabă cu masca. I-au luat fără carantină, le-au confiscat la unii pașaportul, contracte nu au, muncă la negru. E Germania, totuși. Acolo e voie.
În România, toți patronii din România corecți sunt controlați non-stop de către șpăgarii statului mafiot pentru muncă la negru. Și când nu ai muncă la negru, vin ei și-ți inventează ceva. Da, Cătălin? Radu, am dat acest filmuleț să vadă toți cetățenii români și poate văd și cei din conducerea acestui stat. Poate nu știau, poate nu știa domnul Orban, nu poate știau. Nu știa domnul Iohannis. Sigur, cei de la ambasadă nu știau. Azi am trimis filmul la ambasadă, am și vorbit la ambasadă, n-am reușit să dau de domnul Urezeanu, că e foarte important dânsul. Și știți ce mi-au spus dânsii? Dar noi de unde să știm? Păi cum aflăm noi, domnilor, puteți afla și dumneavoastră, e atât de simplu, de asta sunteți acolo. Și m-au, dar de ce nu ne-au sunat la ambasadă? Păi e foarte simplu răspunsul, acei oameni, unii dintre ei n-au ieșit din satul lor niciodată. Unii poate nu au credit, unii poate nu au telefoane, dar ceea ce am văzut noi acolo, Radu, este foarte grav. Acolo nu este sclavie, să n-ajung chiar la sclavie, dar vorbim de o infracțiune. Acel patron din Italia le-a oprit acestor oameni buletinele, acești oameni sunt ținuți cu forța acolo, contrar voinței lor. Și în acest moment, eu asta am informat și ambasada, dacă nu știau... Dar să ai zis Italia, Germania, nu Italia. Din Germania, da. Ar fi trebuit chemată poliția din Germania și acel patron, neamț, ar fi trebuit ridicat. Vorbim de niște oameni care stau... Ei nu-și doresc să mai stea acolo. Acești oameni au fost păcăliți, Radu, România. Acum vedem și noi toată... Ni se închide cercul. M-am spus și noi. Ni s-a spus că pleacă cu 13,3 euro pe oră, poate sunt plătiți, oamenii duc în lipsă de bani, neavând nicio predicție din partea guvernului, nu știau ce se va întâmpla aici, și-au făcut un calcul și-au zis 13,3 euro pe oră, e foarte bine. N-au semnat niciun contract în România, li s-a spus că semnează contractul în Germania, că totul e pe repede înainte, repede, și aflând acest lucru, Radu, că n-au semnat contract, ajungem la ce am spus noi. Cum nu au fost amendați în aeroport? Că nici măcar contract nu aveau. Erau niște cetățeni care se plimbau, că nu puteau dovedi că au contract de muncă, că n-au semnat contracte, ei ne spun. Da? Au ajuns în Germania și în Germania au aflat că ei nu câștigă 13,3 euro pe oră, nu au nici contracte și vor câștiga 0,65 de euro cenți pe kilogramul de sparanghel. Și noi am vorbit într-o emisiune cât de greu se scoate acel sparanghel și nu e chiar simplu. Și acești oameni zic, domnule, nu vrem să muncim, dați-ne pașapoartele, dați-ne buletinele, că noi vrem să plecăm în România. Ce ni s-a spus? Nu, până nu ne plătiți cei 300 de euro pe care noi i-am dat ca voi să veniți aici, nu vedeți nici buletinele și nu vă mai dăm de astăzi nici de mâncare. Deci acești oameni stau acolo, sunt 22 de români, sunt unii dintre ei, bănesc că sunt mult mai mulți. Cei de la ambasadă stau foarte bine în ambasada din Berlin, Urezeanu curezește, Orban nu-l interesează, pe Iohannis nu-l interesează nici pe el și a lăsat acolo 22 de cetățeni români care împotriva voinței lor sunt ținuți acolo, fără mâncare, acum nu știu dacă le dă apă, nu le dă apă. Da, acum... Ceea ce este foarte grav, de asta am dat acest film, poate, că poate mulți îi vor judeca, domne, dar de ce au plecat, dar așa le trebuie. Păi nu, acum să facem niște precizări, pentru că telespectatorii și-aduc aminte. Uite ce primesc aici, fiindcă am fost cu minte, vezi, mie nu, că nu mi s-a luat pașaportul, mi se dă și o cafea suplimentară, deci ce cer mi se întâmplă aici. Ce am spus noi, mai țineți minte, dragi telespectatori, milioane de telespectatori, că am văzut că sunteți milioane de pe tot globul, vă uitați la noi și sper să aveți și memoria bună. Ce v-am spus eu acum când a izbucnit scandalul? Când a primit Johan telefonul de la Merkel, hai, bagă muncitori. Mai țineți minte că am spus că Merkel va lua țeapă? De ce? Păi foarte mulți români s-au folosit de nebunia asta că nu trebuia să semnezi contract, că ți se dădea și un bănuț înainte, că ți se plătea și biletul de avion, ca să o taie în Germania, nu ca să culeagă sparanghelul. Eu v-am spus că noi nu mai avem generații care să culeagă sparanghelul. Oamenii aceia au azi o vârstă și nu mai poate să stea plecați acolo cu capul în jos, așa înainte, să culeagă sparanghelul. Și v-am spus că Merkel o să ia țeapă. Pentru că foarte mulți, mai mult de jumătate dintre români, zic eu așa, apreciez ca sociolog,
au plecat profitând de lăcomia ăstora. Zice, bă, fii atent, îmi dă și un bănuț înainte, lasă aici la familia mea că n-au veagul de mâncare, ce îmi plătește și biletul de avion. Și când acolo ajung, plec. Ăia de-aia au luat pașapoartele, ceea ce este total ilegal. Hurezeanu, securistul, fii atent, securistul, că fac o dezvăluire. Și Hurezeanu e securist, oameni buni. E la SIE. Era și pe vremea când era la Europa Liberă, tot securist. De ce credeți că l-au pus ambasador? De securilă, du-te și rezolvă problema, că e penală. Deci, Hurezeanu e penal și Hurezeanu, te rog. Vorbim de o sechestrare, e penal, da, nu vorbim, e sechestrare de persoane. Nu e nicio diferență între a te ține, nu știu, niște teroriști și a te ține acești oameni. Tot sechestrare. Corect. Da, e sechestrare acești români, sunt 22 de români, auzim un film, ei spun, dar care sunt acolo sechestrați? Vedem că tot o româncă vorbește de ei, ca să vezi cum sunt de noi, că a trimis-o șeful, că șeful nu știe să vorbească. Ea râdea, nu interesa. Dar acești oameni sunt sechestrați. Când ne place, când nu ne place, asta e treaba guvernului, nu-i treaba mea, e treaba lui Hurezeanu, treaba ministrului de externe, de interne, nu-i treaba noastră, noi putem doar să arătăm. Și eu nu știu ce fac acești oameni, de ce nu fac nimic. Pentru ei poate nu sunt importanți 22 de români, dar pentru mine sunt importanți și dacă pot să dau acest film și pot să-i ajut într-un fel, l-am dat. Da, e foarte bine, e un filmuleț care mi-a spus Felicia și pe Facebook a rupt, deci românii l-au văzut și să spunem că ei sunt norocoși că au fost filmați și a ajuns, dar sunt mulți despre care nu știm nimic în acest moment, pentru că, repet, țeapa a fost ordinară. Aranjamentul murdar dintre Sparanghela Merkel și Sparanghelul Iohannis a fost un aranjament murdar. Operațiunea a fost coordonată și am informații foarte clare de SRI. De SRI-ul a reușit să mute oamenii, să-i ducă cu coloane, cu armată, cu poliție, miliție, să-i ducă în aeroport. Deci a fost o operațiune coordonată de SRI. Da? Și cu toate astea, ca să vedeți că ăștia nu-și cunosc poporul, și-au luat țeapă toți. Pentru că v-am spus, românul se adaptează. Când tu îl storcești și îl omori de foame și de sete, el se descurcă, s-a obișnuit în 30 de ani și le-a dat țeapă. Deci Iohan, în momentul ăsta, dacă o sună pe Sparanghela Merkel, aia îi dă cu telefonul în cap, așa îi dă, da? Îi spune, netotule, tântălăule, așa îi spune. Nu ești în stare de nimic. A, bine, noi românii o știm. Ba din contră, am spune lui Merkel, cine e Iohan, e în stare să dea țara și poporul gratis. Gratis. Și uite că o face. De-aia e agitat acum, să anunțe, să anunțe. O să fie bine. Mâine e în stare Iohan să vină din ușă în ușă să împartă coșulețul cu merinde. Atât de disperat e. Te rog. Deci guvernul este obligat, președintele este obligat să-l sune pe Hurezeanu, că el îl demite și el l-a pus pe Hurezeanu. Corect. Sunt obligați Radu să facă acest lucru, că mie nu poate să-mi dea răspunsul de la ambasada României, că am vorbit personal. Nu le-am trimis mail. Da? Am sunat și am vorbit personal și le-am trimis mail cu filmul. Nu poate să-mi spună că nu știe. Păi ce ați făcut acolo? Știați că au venit 2000 de români sau 3000 sau 5000. Păi nu trebuie să știți unde muncesc românii, dacă au contracte. Nu trebuie să verificați. Că a ieșit și Violeta Alexandru și a zis, da, domne, eu mă chinui cu ministrul muncii din Germania, cu să vedem că noi n-avem drept, noi putem să-i controlăm doar pe cei care au trimis în România, dacă au avut sau nu au avut contract. Adică totul se mișcă așa cumva să vedem cu cetinitorul, când acei oameni sunt ținuți contrar voinței lor acolo. Asta nu înțelegem noi. Păi nu mai merge să stăm și să așteptăm zile întregi. Pentru că ai văzut clar pe acei oameni, pui mâna pe telefon, descoperi unde sunt, te duci, că noi descoperim dacă vrem în 10 minute, în 5 minute. Ce e atât de complicat să nu știi când aud asta? Păi noi de unde să știm? Pentru că erați obligați să știți câți români sunt, că de asta sunt ei acolo. Adică lumea trebuie să înțeleagă că ambasadele pentru asta sunt. Să-și protejeze cetățenii, să le dea informații. Pentru asta noi plătim ambasade în toate țările lumii. Păi, Cătălin, problema e, știi care? Că românii
au probleme în toată lumea, că nu li se răspunde măcar la telefon, adică să știi că mi s-a întâmplat mie, adică nu vorbim de... Și când am spus că sunt de la Nașu TV, abia atunci, că altfel mă trata cu sictir. Dar zic, știți, eu lucrez și la o televiziune, zic, ați auzit de Nașu TV? În momentul ăla au intrat așa în fibrilație. Că altfel, cetățeanul român este desconsiderat în țară, dar și în afara țării, de către statul mafiot. Asta e problema. Eu pot să-ți povestesc, Radu, ce-am pățit acum și foarte scurt, acum vreo 10 ani, 7 ani, în Grecia. Mi s-a furat în Atena portofelul în care aveam buletinul, banii, cardurile, totul și am rămas fără nimic. Da, mergeam cu metrou, mă uceam spre Acropole și mi s-a furat portofelul din buzunar. M-am dus la ambasada României, era duminică sau nu am primit, bineînțeles, m-am dus luni la ambasadă și mi-au cerut 80 de euro, Radu, să-mi redacteze un act cu care pot intra în țară. Le-am explicat că nu mai am niciun ban, că mi s-au furat toți banii și nu au vrut. Până nu mi-a trimis cineva din România, a trebuit să sun în România, să îmi trimită niște bani, eu nu puteam, tu ca cetățean român, nu au vrut să redacteze actul fără 80 de euro. Ca să înțelegi, asta e România. Asta e ambasada României. Am stat pe un prost acolo și îmi spuneau și le-am explicat, nu mai am niciun ban. Mi-au furat portofelul, aveam în portofel cardurile, banii și actele. Și mi l-au furat, am fost neatent și mi l-au furat. Nu l-am, până n-am plătit, n-am primit acel act. Ca să intru în țară, să-mi pot face buletin din nou. Asta se întâmplă cu ambasadele în lume. Deci eu spun, românii. Da, eu spun, Cătălin, că și eu aș desființa mâine toate ambasadele și consulatele și le-aș da în privat. Deci văd cât e bugetul unei ambasade, da? Consulat, și iau un cetățean din diaspora, onorabil, pe care să-l știe comunitatea, cum ar fi aici, păi vă dau un exemplu, aici la Montreal, că suntem la Montreal și suntem în direct cu tot globul. Păi ce, noi avem aici ambasadă în Canada? Păi ce, avem noi consulat? Păi ăștia trebuie rași toți, toți. Și la fel în toată lumea. Consumă bugete, Cătălin, nu-ți imaginezi. Uite, am să aflu care e bugetul de aici, din Ottawa. Deci consumă bani. Și atunci ce fac ca și lider, conducător? Tai tu în carne vie totul și iau un cetățean, uite, Felicia sau Claudiu și spun, vă dau 10 sau 15% din buget, e treaba voastră cum gospodăriți, dar aduceți onoare românilor și României. Faceți cinste țării voastre, așa cum ați făcut cu Nașu TV Canada. Asta trebuie făcut. Rași toți securiștii trimiși să ia bănuțul mult, că au mii de dolari, mii de euro salarii, mai ciupesc, mai sunt niște găinari, Cătălin, am cunoscut, am călătorit pe tot globul, sunt niște găinari care fură și la meniul zilei, fură din orice, fură tot ca să aibă ei acolo. Din păcate, să știi că guvernanții noștri au scăpat. Uite, eu mă uit și citesc la oameni, ce, domne, s-au oprit buletinele ca să restituie cei 300 de euro, că să-și recupereze neamțul banii cu care i-a dus până acolo. Păi, dragi spectatori, nimeni în această lume, nici poliția, nu are voie să oprească buletinul. Lumea asta nu înțelege. Da. Nimeni nu are voie să te oprească contra voinței tale să pleci undeva. Ca să înțeleagă telespectatorii, nici dacă ești soț și soție și soția vrea să iasă din casă și soțul nu-i dă voie să iasă din casă, nu are voie legal. Nimeni nu-ți poate îngrădi dreptul să pleci. Că telespectatorii zice, foarte bine le fac, ce domne, ce dacă să plătească cei 300 de euro și apoi le restituie buletinele. Nu-ți poate opri nimeni dreptul tău de a pleca de undeva. Legal, dacă acel neamț se crede nedreptățit, îl dă în judecată ori firma, ori pe român și își recuperează banii. Să înțelegem că nu facem totul pe forță. Vezi tu că de acești guvernanți, de aia noi suntem unde suntem. Noi găsim între noi și aș întreba pe cei telespectatori și pe acea doamnă care zice, las domne că e bine, bine le-a făcut. Păi dacă ar fi fost dânsa sau soțul dânsei sau copiii dânsei sau oricine din familie care ar fi, și în România să-ți oprească cineva buletinul să nu poți să te miști, sau în Germania, ce-ar fi făcut? Vezi, pe asta se bazează Iradu. Pe, nici nu știu cum să-i spun, că nu vreau să jignesc pe nimeni. Păi lasă-i, domnule, că au plecat de bunăvoie și dacă le-au oprit, ce? Să dea banii înapoi.
Păi cum să-ți oprească buletinul? Este ceva ilegal, este penal. De asta am încercat să le explică și în casă. Dacă soțul și soția, unul dintre ei vrea să iasă afară și celălalt se pune în fața ușii și închide ușa, este tot la fel de ilegal, este lipsire de libertate. Da, nu, nu e, e lipsă de educație civică, fiindcă noi în școli și astăzi învățăm pe copii tot felul de tembelisme în loc să facem educație civică și nu sexuală. Că ați uitat probabil că în perioada asta Iohan a promulgat legea educației sexuale din clasa 0. Deci Iohan, fiindcă și asta e o comandă tot de la stăpânii lui, are pe listă și aia cu căsătoriile gay, trebuie să o facă și mai trebuie să mai facă niște lucruri, dar asta era urgența în perioada asta, neapărat din toamnă, o să vedeți, deci nu mai e coronavirus aici, din toamnă o să se bage educația sexuală și opțional la început o bagă fiecare de când vrea. Că poate de la clasa 0 până în clasa 12, da? Deci cu asta se ocupă ai noștri, de-aia poporul are o lipsă de educație civică, nu știu drepturile oamenii și încă o dată, ca să înțelegem, i-au dus pe români fără contract. Românii, dacă semnau contract, nu mai plecau de la neamț. Dar știți de ce n-au semnat contract? Pentru că în Germania, dacă muncești doar 70 de zile la patron, sezonier, cum e pe perioada asta de cules, patronul nu plătește nicio taxă la stat. Și atunci angajatul respectiv, zilierul, nu are nicio asigurare. Da? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, uite, bat aici în parchet, dacă se întâmplă ceva, la final românul trebuie să plătească, rămâne dator statului german, cu vreo câteva zeci de mii de euro. Deci, de-aia românii au mirosit oportunitatea foarte mult și au zis, bă, dacă ăștia vor să fie ticăloși cu noi și ne trimit așa ca oile, fără contract, fără nimic, ia să profităm că românul s-a șmecherit. Și de-aia zic că Iohan, fără să vrea, că pe el nu-l duce capul, vă spun, a dat o țeapă lui Sparanghela Merkel uriașă, că se usucă Sparanghelul și avertizez pe toți românii din Germania, amatori de Sparanghel, mergeți și cumpărați acum Sparanghel, că anul ăsta nu se face decât jumătate și nici atât. Deci se dublează prețul. Așa că luați Sparanghelul, ia neamule Sparanghelul acum, că repet, în două săptămâni va fi prăpăd. Plus că s-ar putea să nu se găsească. Da. Vreau să mai fac dai o... seama că dacă securiștii au trimis oameni acolo și acum se își fac contru cu nume nemțești și ne înjură. Băi, morarule, tu nu ești bărbat. Băi, ăla e nu știu cum. Nu pot să zic cum sunt eu. Eu sunt sclavul tău și... Adică, vezi imediat. Că la fel se întâmpla când vorbeam de pensii speciale. Imediat atacau. Când vorbești de afacerile lor, că își bagi joc de oameni, imediat atacă. Păi l-aș pune, dacă are așa curaj, acest Matias Kaiser, ca așa-l cheamă, să intre în direct cu noi, să ne povestească. Da, uite, roagă-l, cum îl cheamă? Matias? Kaiser, sau Kai, că n-am mai văzut, că s-au dus comentariile, da, colegii noștri văd. Aș vrea să-i scrie pe Facebook, să ne scrie numărul de telefon, că îl sunăm. Da. Îl sunăm, chiar va fi interesant, poate că el are o altă opinie, poate că el vede românul ca pe un sclav, că practic imaginea noastră, acum Cătălin, hai să fim serioși, care este imaginea poporului român când sună Merkel și spune, Iohane, cum e, mai poți să-i bagi pe români în casă o lună? Pot, da, două luni, pot. Dar auzi, fii atent, dă drumul la niște sclavi, niște pușcăriași, că ăștia suntem noi, suntem pușcăriași, stăm în case, și trimite la muncă. Ia, bite. Sună și ăla din Franța, băi, alo, sclavul Iohannis, dă drumul la Renault. Păi, dar nu cu corona, nu mi-a zis cu corona să țin români în case. Ține-mă în case, nu contează, la Pitești nu mai e coronavirus, la Mioveni. S-a terminat cu coronavirusul de la Mioveni. Dăm noi cu ceva și nu mai e coronavirus. Trimite oamenii. Trimite 10.000 de oameni la muncă. Păi cum o să ajungă aia 10.000 de oameni la muncă? Câte unul la 2 metri? Păi le ia o săptămână până intră în fabrică și încă una până ies.
Păi cum merge, Iohan? Explică tu românilor cum intră 10.000 de oameni sau 13.000 cât sunt la Mioveni, cum intră ei la 2 metri distanță? Și dacă l-ascultăm pe securistul ăsta de străinul de România Cercel, străin de România Cercel, păi trebuie să stea la 4 metri, 5. Și n-are voie unul să strănute, uite așa stă coronavirusul deasupra tuturor. Și eu îi întreb pe ăștia de la Dacia și de la Renault. Bă, într-o zi să îmbolnăvesc 10.000 de oameni. Că, repet, eu iau informațiile arafaților, da? Mincinoșilor de Arafat. Deci bați 10.000 de oameni să îmbolnăvesc toți de coronavirus, a doua zi trebuie să mai faci jos de 10.000 să-i bagi în uzină. Dar în uzină coronavirusul plutește, uite așa, 4 zile plutește. Păi ce facem noi, că facem abator din Dacia Mioveni? Că voi ziceți că e așa nasol. Deci băgăm în fiecare zi 10.000 să-i îmbolnăvim, dar de unde găsiți atâția specialiști? Păi români, voi mai gândiți un pic când ascultați aberațiile ăstora? Păi bă, virusul plutește 4 zile, dacă strănuți sau dacă respiri, se duce la 4 metri, da? Păi ori îl arestăm acum pe străinul de România Cercel și pe toți arafații mincinoși și cosmonauților cu tot, cu Iohan în frunte, ori nu mai punem botul așa ceva, adică începe să fie de cascadorii râsului. Deci cum adică, la Mioveni gata, ați rezolvat? Cum? Ia mă, ziceți-ne și nouă proștilor, milioanelor care stăm în case. Păi nu e logic ce spun, Cătălin? Pe Cătălin l-au dat încet. Nu contează, fiindcă vom relua legătura. Adică chiar în halul ăsta am ajuns să... Alo? Stai că sun eu. Da, s-a întrerupt. Ne auzi, Cătălin? Da, te aud. Da. Închideți-mi microfonul să nu se audă, căutam ceva pe calculator și să ne audă telespectatorii și până am dat drumul la microfon s-a întrerupt. Ok, deci ce ziceam? Ziceam că e absolut halucinant. E logic ce spui și de Mioveni, e logic ce spui de tot. Sunt foarte multe lucruri logice pe care nu le vedem. La fel de logic ar fi cum a cumpărat Trump țiței acum, oare întreabă și telespectatorii și chiar de-a spus și o întrebare asta. Oare de ce nu cumpărăm și noi țiței pentru rezerva națională? Că nu avem, noi nu mai avem rezervă. Că ne spunea Orba că suntem dependenți de benzină, 100% că ne-am dat rezerva, da? Noi ce scoatem din pământ, OMV-ul scoate și ne plătește redevențe. De ce nu cumpărăm la acest preț foarte mic și noi de pe piața mondială milioane de barili să avem și noi pentru rezerva națională? Întreb și eu, nu știu dacă au cumpărat sau nu. Nu cred că au cumpărat, că nu ne-au anunțat. Nu, n-au cumpărat nimic. Păi știi de ce? Câțu... Ca să crească prețul, să-l cumpără la prețuri mari. Normal. Câțu ține bani. Eu v-am spus, dragi români, suntem ultima țară de pe planetă care n-a dat nimic la milioane de cetățeni și la sute de mii de firme. Ultima țară suntem de pe planetă și bani sunt, că v-am spus că am aflat că sunt bani. Dar Câțu n-are voie, Iohanu, dar acest trădător de neam și de țară, care nu iubește poporul român, de fapt el nu iubește pe nimeni, Iohannis, cred că nici pe soția lui nu iubește, la grimasele alea pe care le are pe față, n-are voie, i-a zis, nu dai bani. Așa i-a zis lui Câțu. Iar Câțu, care e și el un șoarece trădător, tace de-n gură, în loc să iasă public, să spună, băi, Iohannis nu ne dă voie să facem aia, 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 aia. Așa ar trebui să facă toți. Lui Covid Orban, el e numai mândru, așa, are câte o... are orgasm numai că iese la televizor. Așa ar trebui să-i spun, lui Covid orgasm. Că el e fericit când s-aude vorbind la televizor. E maximul, nu-i trebuie mai mult. Deci oamenii ăștia, repet, ar putea să facă cu bani foarte puțini foarte multe lucruri. De ei n-au adus nici medicamente, încă o dată, tătarul. Deci eu vorbesc de o lună jumate de tratamentul care astăzi, repet, s-a dat la nivel planetar, inclusiv vedetele de la Hollywood, ca să înțelegem, sau miliardarii l-au luat. În România nici n-au vorbit despre el, da? Agariciu de Cartianu vorbește numai prostii, nu vă mai uitați în gura lui, că și ăsta omoară oameni în ritmul ăsta când vă spune să nu luați medicamentele astea. Și miliardarii, Tom Hanks, Bill Gates și-au luat medicamentele și la noi abia acum se vor aduce. Vă dați seama ce trădători de neam și de țară sunt?
Deci abia într-o lună, zice tătaru, că va veni Remdesivir, așa se cheamă acest medicament, care se dă la pachet cu hidroxiclorochina, care abia acum se produce. Și noroc că m-au ascultat niște patrioți și au sunat în Elveția de unde au luat marfă, că am aflat eu că acolo încă mai au materie primă, și din NATO. Adică de la americani și-a trimis India acolo. Că altfel, nici azi n-aveam din ce să producem. Și la televizor nu se vorbește. La televizor nu trebuie să știe românii adevărul. Că presa au cumpărat-o pe toată, nu vedeți? Te uiți numai cum se dau reclamele. Și statul român n-a făcut nimic pentru presă. De ce? Păi statul român mafiot vrea ca toată presa independentă să crape în aceste zile, să nu mai rămână decât presa lor. Ei au crezut că și Nașul TV o să crape, că e greu, e foarte greu. Foarte greu. Dar uite că strângem așa din dinți, suntem antrenați, căliți. V-am spus că sunt cel mai bun produs al sistemului mafiot. Că m-au antrenat să pot să câștig toate bătăliile. Dar hai și poporul, hai un pic mai mult și poporul, că așa dacă stați numai tremurând ca șoricei prin casă, nu o să meargă nimic niciodată. La un dat o să ne dovedească sistemul. Mai inventează ceva. Mai bagă doi coronavirus. Nu vedeți? L-au luat pe unul din casă că avea coronavirus pe clanță. Că asta e viitoarea armă. Și poporul stă ca, uite așa, ca moarta în păpușoi. Te rog, Cătălin. Cred că putem să ne luptăm, putem. Uite, eu mă tot gândeam, domne, ce are, că mă întrebam, ce tot citeam în ziare, domne, Becali și-a făcut. Becali își face cam la câteva zile test la clinicile private. Cred că de frică își face, stând și ascultând de acum pe tine, eu cred că își face de frică să nu se trezească că zice cineva că are coronavirus. Și el la 2-3 zile își face câte un test la spitalele private. Că tot citeam, și-a făcut 2 teste, și-a mai făcut un test. Ce își face atâtea teste? Adică nu înțelegeam. Mi se pare că s-ar putea să știe și el lucruri pe care le vorbim și noi și atunci se pregătește. Nu știu, Radu, știi ce? Lucrurile astea nici nu sunt atât de importante. Nici măcar nu e important dacă Iohannis, cum glumeai tu, o iubește pe nevasta sau nu. Nici măcar nu e important dacă Orban îi place să audă sau nu să vorbească la televizor. Nici măcar nu e important de ce face Câțu și face mai multe lucruri. Și sper că nu pot să le zicem la televizor lucrurile ce știm și ce se vorbește, dacă nu avem încă probe. Da. Da. Aș vrea să văd. Așa e, nu da. avem probe. Nu avem probe da. Deloc. Da, așa. Deci, și da, sper că acești oameni în al 12-lea ceas să facă niște lucruri, că nu trebuie să inventăm noi. Eu am înțeles că ei spun, domne, noi nu suntem cumpărați. Bine, uite, eu îi cred, Radu, nu sunt cumpărați. Eu îi cred. Dar ce e atât de complicat să aduci medicamentul? Ce e atât de complicat să copiești ce fac alte țări și vezi că planul a funcționat? Ce e atât de complicat să dai niște legi? Ce e atât de complicat că vorbeai de televiziuni? Păi o să spun cum fac, Radu. Știi că acest site, am vorbit de acest site care nu merge. Dar ei de vineri sau de săptămâna trecută plătesc reclamă la toate televiziunile și pentru acest site. El nici nu funcționează și noi românii plătim reclamă la toate televiziunile. Să nu, dar atenție, site, nu să spunem, nu la Nașul. Atenție. Noi, nu la Nașul. Noi nu, o să vedeți, suntem singura televiziune pe care și dacă fac cerere să ne dea bani și nu o să ne dea. În schimb, alimentează toate vuvuzelele astea mincinoase și spuneai că au zis că pe ei nu i-a cumpărat nimeni. Păi nu i-a cumpărat nimeni, domnule. Sunt ultimii proști din lume. Nu dă nimeni doi bani pe ei. Numai dacă îi sună, mergă și ei se dau gratis. Nu, n-am spus eu. Am spus că ei spun. Ei spun, ei cred, da. Poți să-i cred? Nu numai că asta, în emisiunea aceasta, asta am încercat să spun. De, hai să-i credem, dar să nu mai credem noi românii numai la nivel declarativ. Hai să vedem că fac și ceva. Dar știi adică cine... De ce vă spui? Că și eu pot să spun că sunt miliardar, că să spun mai porcării. Păi mă credeți? Nu mă credeți. Păi de ce am crede noi românii? Sau și eu aș putea spune că am ajuns pe lună. Am ajuns în nebunia mea pe lună. Adică lucrurile acestea românii ar trebui să înțeleagă. Să nu mai credem doar ce vorbesc. Că noi zice, păi a zis Iohannis că o să fie totul bine. Păi și dacă a zis că o să fie totul bine, sau a zis Orban, sau a zis cum zicea Dragnea. Păi și dacă a zis e bine, nu e bine. Păi să nu mai credem. Da, dar ideea e că de data asta
vă spun eu că va fi bine și salut pe toți QAnonii din toată lumea, da? Și știu că există patrioți peste tot. Și vă spun că va fi bine pentru că presiunea pe care ăștia o simt din partea națiunii române, adevărurile spuse aici, care au făcut în conjurul lumii, că eu mă uit pe cifre, nu vă spun prostii, i-a făcut pe securiști să facă rapid sondaje, că îi fac și sondaje, mai ai și ascultă cum v-am spus, și au raportat. Tovarășe Iohan, e mai rău ca în 89, credeți-mă, presiunea și nervozitatea sunt mai mari decât în 89. Iar ăștia știu că omul când e supărat, nu mai ce să-i faci cu pistolul Carpați. Și nici milițienii nu o să tragă în poporul român. Să mai întâmplă așa izolat, dar când iese poporul, nu o să tragă. Și atunci ei vor fi obligați în aceste zile să ia măsuri urgente ca să rezolve treaba. Și după aia văd ei cu ce minciuni mai vin să ne păcălească. De ce credeți că Iohan ieri a ieșit și n-a spus nimic, cum am comentat noi în emisiune, și astăzi gata, ne-a dat asigurări că el speră ca până pe 15 mai să ne mai țină în case. Eu spun așa, Iohane, tu n-ai înțeles încă o dată, îți mai spun o dată că știu că ești încet la minte, foarte încet. N-am mai întâlnit unul ca tine așa de încet la creier. Deci, Iohane, nu mai stă poporul până pe 15. Ascultă sfatul meu, că am văzut că la Cotroceni nu există elicopter. Deci, Iohane, lasă poporul mult mai repede. Ia uite ce se întâmplă în jurul nostru, da? Ungaria, Austria, Croația, Cehia, știți ce fac oameni buni? Deja fac contracte de turism, fac coridoare turistice, au și protocolul și schimbă turiști între ei, să se ajute țările între ele. Deci deja pornește treaba. La noi încă nu s-a dat un leu de mâncare. Dar știți cine a făcut site-ul, Cătălin, ăsta, șmecher ăsta cu IMM-urile? Nu știu. O firmă, se cheamă ST România, ST România. Și am înțeles că în spatele acestei firme, probabil că tot niște securi sunt, dar încă verificăm, sunt două companii austriece. Ce interesant, deci două companii austriece fac un site, el crapă și ajunge la SRI, STS ca să nu se afle nimic niciodată, să fie secretizat cum se împart 3 miliarde și ceva de euro. Foarte interesant. Bă, dar e în toată Austria. Iohane, erai prieten cu ambasadorul Austriei, mai ești? Ia sună-l și întreabă-l ce cu firmele astea. Sau SRI, sau mă rog, SIE, ce să mai vorbim, mă doare capul. Deci alte țări, deja cetățenii din alte țări își fac, își cumpără bilete, oameni buni, astăzi, da? Își cumpără bilete să plece în vacanță, chiar sunt încurajați. Zice, dom'le, nu te du acum până în Germania în excursie, lasă Germania, că tot ce înseamnă țară europeană are boală pe Germania, la modul arogant și nesimțit cum se poartă ca stăpânul Europei cu sclavii Europei. Dacă vrei, te duci în Croația, te dai cu barca, te plimbi printre insule. Deci eu dacă eram ceh, puteam deja să-mi cumpăr excursia. Sau ungur. Dacă sunt român, sunt ținut în casă, fără bani, flămând, amenința că ne mormântează Iohan, da? Sau mormânteze familia lui, frate, că mă și enervează, că de câte ori mi-aduc aminte, îmi vine, chiar îmi vine să-i dau un cap în gură. Și să nu știu, până ieri nu știam, dacă după 15 mai suntem suficient de cuminți să ne lase Iohan afară din casă. Acum s-a speriat de ieri până azi, că a înțeles, o fi întrebat și la securiștii lui, băi, adevărat ce zice nașul? Da, șeful, păi de ce nu mi-a spus? Păi n-am avut curaj, șeful, că noi suntem niște securiști proști și fricoși, să nu ne pierdem jobul de 1000 de euro. Că avem credite, ne-am făcut niște vile de neam prost, ne-am cumpărat niște mașini de neam prost, mergem în excursii de neam prost, că nu merge fără 10.000 croaziera, și ne-a fost frică șeful să vă spunem. Și azi Iohan a ieșit speriat, Cătălin, încă o dată, speriat, că nu știe ce să mai facă. Merkel nu-i răspunde la telefon
și nu știe cum să o dreagă, cum să dreagă sparanghelul românesc. Aici e toată treaba. Deci unii pleacă în excursii deja, da? Deja poți să-ți cumperi și noi uite unde suntem. Păi nu-ți vine să-ți pui mâinile în cap și să uiți de țara asta? Că pe cuvânt uneori suntem și asta păi și da, datorită nouă, din cauza ce? Noastră. Da? Noi simplu. Suntem de vină. Te rog. Dar știi cât de simplu e? Explicația atât de simplă. Noi suntem printre primele țări, după Italia, care am închis. Da? Și vom fi printre ultimele care vom redeschide. Și spun și de ce. Pentru că celelalte țări, vorbeai de Austria, de Ungaria, de Polonia, de Cehia, în tot acest timp nu au stat, cum au stat ai noștri 5 zile să nu meargă un site. În toate aceste zile, aceste state ce au făcut? Și-au adus medicamente în țară, și-au adus măști în țară, și-au adus mânuși în țară, și-au pus la punct unele lucruri și-au putut să dea drumul. Și-au dat bani firmelor. Au dat bani. Nu avem nimic, Radu. Păi noi nu ne-am mișcat, noi am stat. A fost, gândește-te, la noi a fost Paștele Catolic, jumate dintre cei care, sau cât sunt 20% dintre cei care au lucrat la stat au fost liberi. A venit Paștele Ortodox, 5-6 zile, n-a făcut nimeni nimic. Păi imediat au trecut cele 30 de zile, dacă noi am stat. Nu poți da drumul și nu poți relaxa totul așa, tu să nu ai nimic. Nu știi, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, dacă tu nu ai medicamente în țară, dacă tu nu ai clorochină destul în țară, dacă tu nu ai medicamentul ăsta, Revic, nici nu știu exact cum se numește, în țară. Nu poți, dacă tu nu ai mânuși, dacă tu nu ai măști, dacă tu nu ai nimic, dacă tu economic n-ai luat nicio măsură, noi n-am luat nimic, suntem întârziați. De asta ei s-au mișcat mult mai repede față de noi. Celelalte țări din jurul nostru s-au mișcat și au pus aceste lucruri la punct, s-au asigurat că, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva, sunt asigurate, au și medicamente, au și măști, au tot ce le trebuie. La noi mai durează vreo 3 săptămâni, până, păi de ce la noi? Că și la noi s-au mișcat, dar s-au mișcat pentru ei, să înțelegem. Și n-au putut, n-au făcut față 3 firme, 7 firme, 15 firme, 20 câte ori fi ale lor să aducă atâta. Și atunci mai stăm puțin. Ca să mai vin un transport. Că dacă te dai drumul la liber și toată lumea care făcea oferte, luai și preț mai bun, aveam de toate și noi acum. Dar nu se poate, că la noi totul e controlat, numai niște șmeche trebuie să câștige și să consume. Și atunci stăm cu toții. Asta e da, singura diferență cu relaxarea. Vreau să mai fac un anunț, să nu uit, că de-aia notez, că deja sunt foarte multe lucruri și în fiecare seară notez pentru cazuri grave. Și rog specialiștii din România, patrioții, să producă cât mai multă plasmă autoimună. Funcționează chiar și în cele mai grave cazuri. M-am uitat pe niște statistici și am văzut că funcționează. Deci dacă aveți posibilitatea, când aveți pe cineva bolnav acum, cu acest coronavirus, neapărat, deci plasmă autoimună funcționează și eu sper să se fi gândit și ai noștri să facă rost, să aibă stocuri, deși mă îndoiesc că noi tot timpul suntem deficitari. Nu, s-au gândit, Radu. Cum? Este o firmă privată care ne aduc 18, deja au adus în 3 centre deja care folosesc, București, Iași și Cluj. Și în următoarele zile vor fi 18 centre în România care extrag această plasmă de la pacienții care s-au vindecat de COVID. Ok, Doamne ajută! Mai departe, vreau să vă gândiți, pentru că, vedeți, nu se gândește nimeni, o națiune este sănătoasă și dacă face sport. Da? Ori sportul în acest moment este la pământ. Și că se pare că degeaba trage și Hagi un semnal de alarmă și mulți alți mari sportivi, nu s-a făcut nimic în acest domeniu și sportul trebuie relansat. Pare o fantezie, dar nu e. Știți că în toate celelalte țări s-au dat bani inclusiv marilor cluburi de fotbal. Pentru că sportul mai vindecă o națiune când ieși dintr-un război, sportul mai vindecă, mai relaxează, mai aduce un pic de alinare, dar în același timp sportul trebuie să aibă continuitate. Păi noi n-am făcut pentru sport nimic în timp de pace. Deci nici acum nu o să facem nimic, dar am zis-o, spun ca să țineți minte că am spus-o.
V-am spus că acum se pregătesc două mari fake news-uri, și anume că Trump a omorât oameni fiindcă acest tratament nu e bun, deși numai ăsta a salvat până acum, nu există altceva. Și ăsta va fi fake news-ul mondial, deci Trump a omorât pe toți oamenii. Deja l-am văzut pregătit, cam și eu sursele mele, și cam asta va fi minciuna planetară. V-am spus că Luc Montagnier, cel care a dezvăluit ca om de știință premiul Nobel pentru medicină că este o bombă biologică, a fost dat încet, da? Este interzis, de parcă are ciumă sau are coronavirus. Așa, și că vreau să fac o chestiune, Cătălin, ca să arătăm cum este cu acest război cu dușmanul invizibil și care e adevărata luptă. Donald Trump știa că pentru a face curat în țara lui, să aresteze toți pedofilii și toți nemernici ăștia care au făcut niște atrocități despre care o să afla săptămâna viitoare și care conduceau America, acest deep state, ei bine, ca să poată să facă curat la el în țară, Trump avea nevoie de liniște pe glob. Adică să n-aibă războaie, să n-aibă conflicte, să n-aibă amenințări nucleare. Și atunci ce a făcut el? S-a dus până și în Coreea de Nord, acolo, să liniștească pe imbecilul ăla de acolo. L-a liniștit, l-a făcut într-un fel aliat și ăștia au vrut să-l chilărească. Cam acum informații de ultimă oră. De ce? Ca să ajungă un alt imbecil care să dea drumul la conflict. Pentru că disperații planetei, globaliștii, au nevoie de un război repede să distragă atenția de la acest mare eșec care se cheamă coronavirus. De ce mare eșec? Păi ne spune străinul de România, Cercel. Păi trebuiau să moară oameni. Cum zicea Iohan, asta e vorba lui Iohan. Trebuiau să moară oameni, dar nu puține așa. Milioane, zeci de milioane. N-a ieșit. Și atunci băieții caută repede ceva. În Iran caută ceva, pentru că și cu Iranul Trump a reușit prin metode de forță, cu stilul lui așa, îți dă întâi un cap în gură și după aia negociază. A liniștit Iranul, Israelul nu mai are probleme și e liniște și acolo, a liniștit Coreea de Nord, a liniștit China. S-a înțeles cu greu cu comunistul ăsta de chinez, Li Jinping, cum îl cheamă președintele, astfel încât să poată să gestioneze lupta din țara lui. Și acum se dă atacul pe aceste fronturi. Merkel pune osul să-i rupă gâtul lui Mici în China, ăsta președintele Chinei. Ăștia l-au îmbolnăvit brusc pe ăla al Coreei. Să nu mai spun că singurul aliat cu adevărat din Europa al lui Trump era Boris Johnson. Și v-am spus că și pe el au încercat să-l curețe. I-au dat o doză mare de coronavirus, dar animalul a rezistat, că e de ăsta mai animal, așa, mai țapăn. Și n-au reușit nici treaba asta. Pentru că, repet, urmează dezvăluiri planetare. O să aflați că toți ăștia de genul Obama, Hillary, de Hillary v-am mai povestit eu cum ce făcea marea preoteasă Illuminati, dar și mulți alții vedete la Hollywood, așa zise vedete, de fapt, sau așa zise vedete de televiziune, să vedeți ce preocupări bolnave au, pedofilia fiind deja aproape în, cum să spun, nesemnificativă ca și gravitate, chiar dacă e o monstruozitate ce spun, pe lângă alte atrocități. Ca să înțelegeți, vorbim de crime. Vorbim de crime din plăcere. Și nu vreau să spun mai multe, că deja mă îngrozește. Eu știu, am văzut, dar deocamdată așa ceva nu se poate difuza pe niciun post de televiziune. Măcar o să le aflați să vină de la sursa cea mai autorizată, numită FBI. Deja sunt mulți ascunși, au fugit în diverse locuri, dar probabil că vor fi găsiți. Și mai sunt mulți arestați la domiciliu cu brățărucă, fiindcă acum nu e momentul, dar probabil după ce se liniștesc apele și după ce se opresc crimele, fiindcă poate nu știți, dar Cuomo a fost chemat la Casa Albă pentru probabil să fie acuzat și de crime,
fiindcă el n-a vrut să dea tratamentul celor din New York și de aceea au murit. În alte state unde s-a dat tratamentul, n-a murit nimeni. V-am spus, din 113 s-a făcut primul studiu, 111 au scăpat. Toți având boli, evident, grave. Iar sper ca următorul luat la întrebări de către Trump să fie chiar mâna lui stângă sau dreaptă. V-am spus, Fauci, doctorul ăla mititel așa și zâmbăreț care apărea el așa seară de seară, l-am găsit. El s-a ocupat de transferul de tehnologie și bani de la Obama către Wuhan. Adică le-a dat virusul, le-a dat bomba, mă rog, poate nu era finisată și au finisat-o până la urmă chinezii, și le-a dat și 3,7 milioane de dolari. Cine? Fauci. Și eu mă întreb, bă, da, băi, Trump, tu n-ai mă niște servicii acolo să spună că ai mort în casă, că e lângă tine? Trebuie să vină unul de pe stradă ca mine să spună, băi, ia vezi și cu Fauci. Țineți minte ce spunea Fauci la început? Vor muri milioane și milioane de americani. Încă n-au ajuns, nu știu, cifra este, procentul este chiar mai mic decât în România, Cătălin. Da, eu tot îmi pun o întrebare, Radu, și aș vrea să îmi răspund singur, dar mă gândesc că câteva sute de persoane importante din această lume s-au infectat. Vorbim de la președintele, primul ministru al Canadei, soția dânsului, Boris Johnson și alții și alții, pe toată planeta, actori, dar nu am văzut morți. Și respectând matematica, m-aș fi gândit că oamenii normal mor 3%, 5%, toate din ăștia nu au murit niciunul. Cum e? Adică sfidează niște o logică elementară și o matematică simplă. Adică dacă pe toată planeta se moare între 5% și 10%, din sute de oameni, dacă au fost sute de oameni cunoscuți, corect, dacă îi luăm pe fiecare, nu au murit. Și acum întreb, păi de ce nu au murit? Lor li s-a dat tratamentul și nouă nu ni s-a dat tratamentul, sau au fost mai puternici și au avut o alimentație mai bună și noi nu? Nu știu. Lumea asta cu alimentația. Păi nu, e foarte simplu, Cătălin. Repet, am vorbit cu medici de pe tot globul. Și acești medici, nu doar români, m-am spus că am norocul să cunosc. Și mi-au spus foarte clar. Dom'le, din moment ce nu avem deocamdată un vaccin, nu știm foarte multe despre acest coronavirus, da? Pentru că ei toți știu medicii, cu orice medic vorbești, știe că de la, nu trebuie să fii virusolog, să știi că e o bombă. Atunci tratezi cu ce ai, da? Și cu ce ai, America a fost prima care a lansat acest lucru împreună cu, de fapt nu, Franța, practic, prin medicul de la Marseille, care e un erou, pentru mine e un erou planetar. Dacă n-au murit milioane, este fiindcă există acest medic la Marseille, uite, îmi scapă numele lui acum, dar este un mare erou, da? Și America a preluat imediat acest lucru. Și iată că mai marii planetei, ăsta e tratamentul, a spus-o Trump personal. El e primul care a și spus că va lua chiar dacă n-are coronavirus, ca să dea mesajul că e și preventiv. Și repet, eu am luat acest tratament când am plecat în Africa. Un pic diferit, da? Dar tot aia, antimalarie. Am făcut un vaccin special, nu știu dacă am povestit, la un spital special în Paris, mi-am făcut înainte să plec a doua zi cu avionul. Deci, fiindcă nu-mi făcusem, știi că poți să ți-l faci în România cu 10 zile înainte, dar am avut o urgență să plecăm în Africa și atunci a trebuit să fac acest vaccin. Deci, lucrurile sunt foarte simple. Unde s-a dat tratamentul, oamenii nu au murit. V-am spus, Boris Johnson a luat același tratament, deși la el a avut ghinion că au venit mai mulți coronavirus peste el. De-aia ați văzut că a fost o schimbare acolo. Boris Johnson schimbase șeful MI5, adică SRI-ul britanic. Dar uite, mai vreau să spun ceva ca să vadă oamenii că practic am avut întotdeauna dreptate, Cătălin, și eu și tu. Știi cine are bani foarte mulți cash? Mai mari planete, ei au știut. Eu zic, mă, de unde au știut ei să vândă acțiuni când trebuie? Că acum degeaba vinzi acțiuni, nu mai dă nimeni doi bani. Poți să fii tu și Zuckerberg.
și cu Facebook-ul tău și nu dă lumea astăzi bani. Că oamenii au văzut marea minciună a Facebook-ului, marea cenzură a Facebook-ului. Ăștia sunt în stare mâine, poi mâine să ne cenzureze și pe noi emisiunea asta care se vede pe tot globul. Nu contează, mi-asum orice, adevărul trebuie spus, băiețu Zuckerberg. Și nu o să poți tu cu tot Facebook-ul tău să oprești adevărul, că nu ești Dumnezeu, mă băiatule. Deci, ce a făcut Zuckerberg? A vândut când trebuia. Ei aveau informații, nu știau scenariul care s-a scris anul trecut. Și Johan a primit scenariul anul trecut, în noiembrie. Deci ei știau scenariul, s-au pregătit cu bănuți. De ce? Ca să pună laba pe toată planeta. Adică ce n-au reușit până acum, să pună laba. Ce credeți că face Zuckerberg? Păi vă spune ce face. Are 5,7 miliarde de dolari aici în buzunar. Știți de ce? Vrea să cumpere o companie telecom indiană, una mare. Adică acolo nu pusese laba. Că săracii indieni la ce sărăcie e acolo, n-au ea Facebook, n-au ea bani de smartphone-uri. Vai de capul lor, sunt 1,5 miliarde, nu știu cât mai sunt. Și a zis Zuckerberg, bă, fii atent, pun mâna pe telecom, că acum cumpăr ieftin. Vă dați seama la ce sărăcie în India, acum cumperi la un sfert de preț că le-ai prăbușit economia, cumpără ca să asculte și pe telefoane de alea simple, știi? Să vadă ce vorbesc, cum discută, că asta cu asta se ocupă mai mari planete acum. Dar nu o să le iasă, știți de ce? Că pun pariu că guvernul indian în vreo 2 zile, 3-5, o să anunțe că nu se vinde nimic. Că asta face guvernul, fiindcă guvernul indian e tot cu Trump în legătură. Și am înțeles că discută des. Deci, vezi cum unii au știut? Vezi cum unii nu mor de coronavirus, fiindcă scrie pe ei șef de stat, prim-ministru, cu tare? Fiindcă ori au medici deștepți lângă ei, ori au și antidotul, fiindcă v-am spus, cine face bomba are și antidotul. Cine face această acuzație? Păi au început să facă această acuzație mai mari specialiști, medici ai planetei. Și au zis așa, cum vă explicați că miliardarii chinezi, unul, n-a avut probleme? Cum vă explicați că ăștia în China au avut grijă ca numai în Wuhan? Păi dita-i China, n-a ajuns la Shanghai coronavirusul, n-a ajuns în alte centre economice. Economia Chinei nu s-a blocat. China a produs în continuare, pe stoc. Dar Alibaba o să vândă, n-are treabă. Ce interesant. Și eu v-am spus, și o să vedeți, plasma asta este antidot, dar ei au antidotul de demult. Este cel mai scump drog de pe planetă, am vorbit despre el, adrenocromul. Adrenocromul, am înțeles, costă 8.000 de dolari fiola, este antidot. Că așa joacă ăștia sataniștii. Cu ce ne rezolvăm noi? Cu sânge. Noi suntem vampirii planetei și asta e zona în care joacă băieții. De ce credeți că au ales coronavirusul, cum v-am spus, coroana pusă pe capul creștinilor? Că n-am văzut prin țări musulmane să se întâmple ceva, că le e frică de țările musulmane. Acolo se ridică țările musulmane și riște altceva, dacă află cine a făcut șmecheria. Ia uitați în ce țări s-a dus coronavirusul. A? Și atunci bolnavii planetei au adrenocrom. Nu vă spun, căutați singuri cum se fabrică acest adrenocrom și vă gândiți după aia la ce atrocități se ajunge, ce crime monstruoase pentru a se obține adrenocromul. Nu pot să vă spun pentru că mi-e deja, mă cutremur să repet ce am spus odată. Și atunci asta se întâmplă. Tom Hanks, săracul, era în excursie, n-avea la el și în Australia nu prea se găsește, că acolo nu sunt atâția bolnavi planetari. N-avea la el, de-aia săracul a trebuit să ia bana lui tratament de câțiva dolari de hidroxiclorochină și ăsta, cum îi spune, dar e că spun acum, remdesivir. Te rog, Cătălin. Da, știi ce este cinigradul? Noi putem vorbi și noi n-am avut, dar acești oameni, 140.000 de familii din lume, 400, aproape 500 de familii din România, care nici măcar nu și-au putut conduce, am văzut astăzi și ieri niște imagini cu oameni morți în România care erau îngropați
cu un gropar și cu un excavator, nici cruce n-aveau. Nu și-au putut conduce rudele, părinții, cine au mai murit din familie pe ultimul drum. Deci ce dureros trebuie să fie pentru ei. Când te gândești, bă, dar ăștia mai mari, ăștia-i planetei, n-a murit, mă, niciunul. Au fost niște cazuri așa izolate, mama lui, care era foarte bătrână, antrenorului de la Manchester City, Guardiola, foarte, foarte, foarte izolată în lume. Adică, nu... Și când te gândești că acești oameni, stai și te gândești cu durere, te gândești, băi, cum eu nici măcar nu pot să mă duc, să... că așa, așa e legea și în România. N-au voie la mormântare, nici nu-i bagă în biserică. Adică, să vezi cum îți aruncă cu excavatorul, nici măcar groparei. E cinic, dar nici măcar groparii cu un excavator au săpat groapa. Nici n-am vrut să dau acele imagini, că le aveam, puteam să le dăm, dar n-am vrut să dau așa ceva. Să-i dau... Dai seama, cu cât de dureros poate fi ratul. Și dacă se află că... Și eu asta întreb, dai doctorii. Că eu dacă aș fi fost doctor, eu, dar nu sunt doctor, dacă aș fi fost doctor, mi-aș fi pus întrebarea, dar de ce? Cum mi-am pus eu ca ziarist, de ce n-au murit? Care-i tratamentul? Și l-aș fi dat fără niciun protocol, mi-aș fi asumat lucrul acesta. Adică nu poți să nu-ți asumi acest lucru. Când vezi că unii scapă, unii n-au nimic și spui întrebarea, înseamnă că acei oameni s-au tratat cu ceva și te interesezi și vezi cu ce s-au tratat. Chiar dacă nu știi, chiar dacă în protocol nu scrie. Nu poți să lași să moară 140.000 de oameni, peste 140.000 de oameni în această lume. Așa, ca pentru ei 140.000 de oameni nimic. Cătălin, hai să spunem un adevăr cumplit pe care... Poate unii n-o să mă creadă, dar tuturor guvernelor le-a convenit să moară, repet, oameni în vârstă cu anumite boli grave care necesită mulți bani, cheltuială, asigurări și așa mai departe. Deci, multe state, și acum mă întorc la România. Păi, hai să luăm următorul exemplu, ca să vedem că și în România le-a convenit. De ce? Păi voi știți, oameni buni, că dacă ai o anumită vârstă, salvarea mai întârzie? Știți. Voi știți că în România oamenii în vârstă au învățat să mintă și când sună la salvare, dau un anumit diagnostic ca salvarea să vină, că acolo rămâne înregistrat și nu poți să nu trimiți. Voi știți, și știți și lucrul ăsta, că în multe spitale unde nu sunt cele necesare, se sugerează medicilor, asistentelor, la stat, evident. Băi, când trebuie să alegi, îl alegi pe la tânăr. Deci, noi ce știm? Și repet, vă spun un ziarist vechi. S-a întâmplat în familia mea. Ce vârstă aveți, doamnă? Și n-a mai venit. A trebuit odată să sun eu la Arafat, să-și miște fundul că nu venea de oră salvarea, mama leșinase în casă. Deci, ce mai vorbim și bănuiesc că toți românii au în familie cel puțin un asemenea caz. Deci în România se omoară oamenii în vârstă, în România se omoară pacienții din spitale, fiindcă nu sunt dezinfectanți și așa mai departe. Deci România este un abator, statul mafiot face abatoare din spitale. Deci asta o știm. Și același lucru s-a întâmplat, Cătălin, și acum. Adică, bă, ce-i coronavirus? Fii atent, dacă mor și în alte țări, profităm și noi un pic acum, fiindcă, repet, dacă eu eram președintele României, uite, în direct ieșeam la televizor, din prima clipă, luam tratamentul preventiv, uite așa, înghițeam sub ochii lumii și le spuneam, băi, oameni buni, asta e ce avem astăzi. Dar măcar eu sunt de bună credință și... iau să vă arăt că nu se moare din asta și că, iată, s-ar putea să salveze vieți. Și acum, dacă Iohannis era om, dar el nu e om, dacă era om, acum avea de câștigat, era 100% încredere. Că apărea la televizor și spunea, ia uitați, 90 și nu știu cât la sută, 8%, 99% din oamenii tratați s-au vindecat. Și când Iohannis afla că și plasma asta autoimună vindecă, lua și el o gură de plasma autoimună și iarăși era 100% popular. Ce a avut România în această perioadă? Nici măcar găinar n-a avut președinte. Dacă era un găinar președinte, mai făcea o combinație și aveam și medicamente, n-aveam nici atâția oameni decedați.
Dar noi n-am avut, noi am avut doar un executant, o umilă slugă executant. Ce vreți, doamna Merkel? Vă rog frumos, spuneți că tremur tot. Și doamna Merkel, repede, 50.000 de muncitori. Ia-i că să usucă sparanghelul în Germania. Ce vreți, domnul Macron? Repede, dă drumul la Pitești, repede, că am băgat 5 miliarde în Renault. Trebuie să reluăm treaba, că lumea, globul se mișcă și trebuie să vândă mașini ieftine, da? Nu uitați, Renault s-a salvat din faliment datorită muncitorilor de la Pitești și datorită României și datorită facilităților pe care Renault le are. Eu în țara mea, ca patron român, ce facilități, băi, nașule, ia de aici, bâte în cap. Păi bă, dați măcar banii furați înapoi. Cătălin, au trecut o lună jumate, da? Nici banii furați cu instanță judecătorească nu mi dau înapoi. Ce să mai credem că vine Câțu și salvează? Uite cine salvează. Trump. Ieri s-a înțeles cu bandiții aia de la democrați, globaliști toți, și până la urmă a negociat și cu ei ca să poată să primească, că era șantajat de către democrați, de Madame Pelosi și toată gașca aia de retardați, 484 de miliarde doar pentru micile afaceri, deci micii patroni pe care Trump vrea neapărat să-i salveze. 484 de miliarde. Și la noi Câțu ține mizeria de bani, că n-are mulți bani, îi ține acolo, stă pe ei, că nu-i dă voie Iohan să salveze patronii români. Că Iohan urăște patronii români. Îi urăște de moarte. Iar presa independentă, deci dacă ar fi după Iohan și după planul lor nazist, pentru că planul, să nu trecem ușor peste planul nazist făcut de Institutul Cicăbal și o vrăjeală, scenariul a venit anul trecut și proștii au și recunoscut, Cătălin. Deci au recunoscut că de anul trecut au făcut planul. Deci iată cum confirmă ce am spus. Ei știau ce vine și care e scenariul cu morții din noiembrie anul trecut. Li s-a dat, bă, asta aveți voi de făcut. Și planul ăsta nazist e făcut de anul trecut. Au uitat probabil să treacă ziariștii, dar eu cred că eram și noi acolo de luat în lagăr. Ziariștii independenți, liberi. Ne luau pe toți acolo în lagăr. Și pe aia veneau Radu Tudor și toți agaricii ăștia din presă și spuneau: v-am spus noi că e dus cu capul, bine că l-au luat, că ăștia strădătorii, bă, suntem o țară plină de trădători, Cătălin. Ăsta e dezastrul României, ăsta a fost destinul din toată istoria. Era unul ca lumea, imediat îl trădau. Bine le făcea Vlad Țepeș că le băga câte o suliță și atârna pe acolo. Bine le-a făcut Ștefan cel Mare. Iute la mânie și le rădea. Erau numai trădători, boieri trădători. Asta a fost România. Și cred că nu e domnitor patriot să nu fi fost vândut și trădat de boierii trădători. Asta e România. Ziariști trădători, politicieni trădători, oameni de afaceri trădători, numai niște lichele. Până nu radem tot, nu o să trăim niciodată bine. Vă spun de acum. Te rog. Nu o să putem niciodată să radem tot, Radu, dar stând și uitându-mă în urmă, o lună, o lună și jumătate, îmi dau seama ce noroc am avut. Poate noi așa nu ne dăm seama, dacă gândim și stăm liniștiți, de seama în România, cu un sistem de sănătate la pământ, cu zeci de mii, chiar sute de mii de oameni venind de România din zone roșii, totuși în România, și s-au dus pe la sate, prin orășele mici, nimeni n-a ținut cont de nimica, n-a explodat. Deci avem pentru... Desea puteam să fim focarul Europei, Radu. Păi da. Cu tot sistemul sanitar al nostru, cu toate aceste... cu toți acești oameni care au venit. Și nu, acum eu nu condamn pe nimeni că a venit. Mulți n-au respectat, n-au... Cei care au respectat și cei care au respectat, oricum au venit foarte mulți. Desea și în carantină, dacă erai, tot aveai. Și totuși n-a explodat. Românii nu au fost atât de bolnavi, cei care au venit, venind din zone roșii. Și venind după ce a început pandemia. N-au venit înainte. Da. Și totuși sunt doar luați în ghirimele, doar sistemul ăștia, față de, uităm la Italia, uităm la Spania. Gândește-te că în Spania se vorbește și am vorbit doar de două meciuri. Vorbim de 100.000 de oameni care au fost la acele meciuri. Păi noi am avut peste 300.000 de oameni, 300.000-400.000 de oameni venind din acele zone în România.
și vedem câți oameni au murit în Spania, vedem câți oameni au murit în Italia, vedem câți oameni au murit în Anglia. Adică poate și aceste măsuri, adică n-aș vrea să zic, domne, n-au făcut nimic, poate și aceste măsuri no, pe care le-au luat. Cătălin, ascultă-mă puțin, noi avem noroc și eu sper să apară și un studiu să explice de ce. Ce vorbeam noi acum o lună. Avem vaccinul ăla, TBC, tu ai venit cu ipoteza și aia e ipoteza. Adică noi, fiindcă TBC-ul a dispărut târziu din România, toți cei care suntem peste o vârstă am fost vaccinați, pe când în Occident, cred că din anii 60 a dispărut acest vaccin. Se pare că e o legătură, nu vezi? TBC, malarie... SIDA, nu cred că SIDA, România, da? Mai avem spitale TBC în România cu pacienți în ele. Corect. Adică el n-a dispărut. Copiii, dacă vrei să-i vaccinezi, mai este vaccinul BCG-ul. Asta se face în continuare. A, da, n-am știut. Copii. Da, n-am știut de se face, da. Nu? Se face acest vaccin dacă vrei să îți vaccinezi copilul. Și avem spitale. De spitalul, de exemplu, unde au dus, n-am vorbit noi, spitalul unde au dus bolnavii de COVID în Brașov, l-au dus la spitalul TBC. TBC, corect. Adică există spitale de TBC în toată România și cu pacienți în ele. Nu e eradicată România TBC-ul. Uite, mai am o temă, pentru că v-am spus, poate cine mă cunoaște și sunt, am văzut mulți fani și vă mulțumesc și să știți că ai mei colegi fac eforturi mari să încerce să vă răspundă, să răspundă tuturor. Faceți și voi însă un pic de efort și distribuiți, că noi suntem blocați și probabil că o să fim din ce în ce mai blocați. Distribuiți aceste emisiuni, fiindcă aveți fiecare prieten, nu exagerați ca să nu fiți blocați, dar distribuiți, pentru că eu cred că ce am vorbit noi o lună și jumătate aici nu prea s-a auzit în România. Am văzut că Oreste a aflat și el câte ceva și a început să discute despre QAnon, despre alte chestii. Agariciu de Cartianu n-a aflat, dar nici nu vă obosiți cu el, că și dacă îi spuneți, el nu distribuie dacă nu are voie. Deci... distribuiți, pentru că aici sunt multe teme pe care alții nu au voie să le abordeze sau nu au curaj să le abordeze. 3. Ați văzut, cine mă cunoaște, că eu nu mă entuziasmez așa, nu mă duc cu valul niciodată. Mai punem întrebări, ne mai oprim și pentru mine, de exemplu, un val se numește Uber. Era foarte cool așa pentru toată lumea. Eu nu mai merg cu taxi, eu merg cu Uber. Ca să nu vorbim că și aici poate fi un fel de Facebook și acest Uber, eu sunt Uberist. De-aia prefer să fie și chioșcari, adică taximetriști ăștia ai noștri, cum sunt ei, mai bădărani, mai nebădărani, decât să ne aruncăm cu toții să facem numai super hipermarketuri. Azi, bă, să mai fie și chioșcul pe strada ta, din satul tău. Așa și cu Uber-ul, de-aia eu nu m-am dus cu Uber-ul, deși era cool. Toți spuneau oamenii, cum mă, tu nu mergi cu Uber? Păi Cătălin, hai să ne interesăm, ce fac în momentul ăsta toți șoferii Uber? Că pe ceilalți taximetriști înțeleg că s-au găsit niște formule, dar dacă ești Uberist, primești ceva, te ajută cineva? Sau ți-o iei pe coajă, cum ne-o luăm și noi de la statul mafiot? Da, nu știu să spun. Hai să verificăm. Să verificăm pentru că, repet... Cei care fac taxi prin această aplicație Uber nu au voie să lucreze? Bănesc că au voie să lucreze. Păi da, dacă n-au de lucru cineva, trebuie să-i ajute. Uite, am aflat că sunt companii care își ajută oamenii, da? Hai să vedem, pentru că trebuie să învățăm din momentele astea, noi trebuie să învățăm, dragi români, și anume, să nu ne mai ducem tot timpul ca oile așa într-o direcție sau după fentă. Trebuie totdeauna, ce spunea și Cătălin, ca să ne luăm țara înapoi, trebuie ca noi să facem lucrurile care depind de noi, pe toate să le facem. Adică, dom'le, mă duc la hipermarket, dar mă duc și la magazinul ăla, sătez, comunal sau din colț. Nu uitați, eu asta fac de o viață. Da, dom'le, mă dau și cu Uber-ul dacă trebuie. Dar mă dau și cu taxiul celălalt. Mă dau și la, cum să spun, piață. Mă duc și la angrou nemțesc. Mă duc și cumpăr și mâncare străineză, că uneori n-ai de ales.
dar încerc să cumpăr mâncare sau ceva produs în România. Nu uitați, oameni buni, dacă începem să facem cu toții asta, deja reparăm dezastru produs în astea două luni când economia a fost blocată. Dacă începem doar să gândim și să și acționăm așa. Da, dom'le, ok, vin ăștia peste noi, cumpărați de la mine că sunt cel mai neamț. Păi, cumpăr de la tine, că mi-e simpatic, ești profesionist, e bună mașina pe care o faci. Dar auzi, știi ce? Bă, voi v-ați purtat foarte urât cu noi românii. Foarte urât. O, nu-i vina voastră. Nu, nu, e vina proștilor care ne conduc. Dar foarte urât v-ați purtat cu noi. Germania. Foarte urât. Parcă mă mai gândesc o dată. Adică, haide să facem aceste lucruri. Hai să nu ne aruncăm cu toții că luăm un telefon mobil în loc de... Putem să luăm și unul mai ieftin. Ba chiar, cum spunea Cătălin, eu vă sfătuiesc să aveți cu toții smartphone-ul așa ca un fel de computer și să ne luăm toți românii telefoane și uite, avem o companie la Brașov, nu? La Brașov e Olviu, da? Să zicem. Sau or fi și alții. Produceți, băi, telefoane fără șmecherii înăuntru. Că și dacă vă prind că ați pus șmecherii, vă dau cu telefonul în cap. Hai mă să încercăm să nu mai știe securiștii ăștia chiar tot ce vor ei, că ne ascultă când vor ei, că asta nu înțelegeți, oameni buni. Sunteți cu toții ascultați și înregistrați. Și dacă se supără securistul de la balconul vecin pe dumneavoastră, se duce la serviciu, ce am mă să vă vecinul ăsta, mă, cu ce să ocupă, mă? Ia uite, mă, că-l prindem, fiate, mă, că a făcut o șmecherie. Și vine peste tine și te șantajează. Că românii trebuie să facă șmecherii. Cum să mai trăiești azi în țară fără șmecherii? Că mor de foame. De-aia au fost șmecheri și românii cu sparanghelul. S-au prins, zice, mamă, ce o tragem noi lui Merkel și lui Iohannis. S-au cărat în Germania și au zis, bă, vrem să plecăm. Nu ne convine. Eu cred că și dacă le dea 15 euro pe oră, spuneau, bă, eu vreau să plec. Că v-am spus, sparanghelul e greu de cules. Și eu m-am uitat la fețele celor care au plecat. N-au avut nicio treabă cu sparanghelul. Da, și-a luat țeapă Iohann și acum Merkel nu-i răspunde la telefon. V-am spus, s-ar putea Iohann să nu prindă 15 mai dacă o ține ritmul ăsta, că ori îl dă jos Merkel, ori să supără poporul, ori cine știe, ori își dă el demisia, da? Te rog, Cătălin, suntem la final, mai avem un minut, două, te rog. Da, să știi că, uite, m-am interesat în ultimele zile și am uitat să spun, sunt foarte puțini români care au luat banii înainte, foarte, foarte puțini. Deci m-am interesat la niște firme, nu i-am plătit nimeni înainte, dar românii au plecat pentru acești 13,3 euro, Radu. Dai seama, 13,3 euro ori 8 ore pe zi înseamnă aproape 100 de euro. Românii când au auzit ei, cu asta i-a păcălit. Deci i-a păcălit cu, nu au și-au plătit biletul de avion cum făceau înainte, i-au dus gratis, dar vezi, acum le impută cei 300 de euro și pentru acei 13,3 euro, deci cred că când îi spui omului care nu are bani, domne, câștigi 100 de euro pe zi și își calculează cât, adică 500 de lei pe zi câștig eu, că scot niște sparanghel, că de-aia spui tu că n-aveau față. Au zis, băi, mă duc pe 500 de euro, 500 de lei îmi dă statul pentru șomaș tehnic într-o lună, cât mi-o da. Păi mă duc acolo să mănânce familia, să am ce trimite acasă. Și cu asta, și când au ajuns acolo, Radu, și-au văzut 0,65 de cenți pe kilogram și au văzut cât de greu se scoate sparanghelul ca să faci un kilogram, au vrut să plece. Aici e, deseagă, nu știu dacă scoți mai mult de 30 de kilograme de sparanghel într-o zi, 30-40 de kilograme dacă poți să scoți. Asta înseamnă că câștigi 25-30 de euro pe zi, deci față de 100 pe sperau. Și ce ai spus tu, Radu, cu produse, în primul rând, nu neapărat să nu cumpărăm, dar gândiți-vă că dacă va mai veni peste 5 ani, 10 ani, 2 ani, 3 ani, sau nu va veni niciodată, dar dacă va mai veni o pandemie, cumpărând produse românești, fără să facem mare efort, vom fi pregătiți și nu vom depinde de nimeni, vom depinde numai de noi. E foarte important să știi că poți trăi într-o țară în care ești independent și depinzi de tine, nu mai depinzi de nimeni. Ce s-ar fi întâmplat acum, Radu, dacă s-ar fi tăiat toate legăturile? Dacă s-ar fi tăiat legăturile economice, dacă această pandemie ar fi omorât milioane de oameni, cum spui tu că era prognozat, îți dai seama că în momentul acela s-ar fi tăiat toate legăturile, toată lumea ar fi fost o nebunie pe întreaga planetă. Ce făceam în România? Din ce trăiam? Gândiți-vă doar că importurile au fost masive și în acest moment în România. Și Ungaria a deschis și camioanele au circulat.
Adică asta e cel mai important lucru pentru o țară, e să poate să fie cât de cât, că nu poți să fii total, dar cât de cât independent. Da, aici vreau să fac o completare și să spun că, din fericire, în Europa sunt și conducători patrioți. A, nu la noi, Doamne ferește, nu, la noi nu. Dar în Europa, care au înțeles de la început și care n-au achiesat la ideea să blocăm totul, pentru că inițial trebuia blocat și transportul. Legat de independență, vă dau o chestiune trăită de mine personal. Când am ajuns aici în Canada, cum am aterizat, pac, în ziua aia s-a blocat planeta. Bun. Îi întreb pe prietenii și colegii mei, avem provizii, că zic, dacă se închid toate, zice, băi, avem apă, că aici avem o fântână, știi, Cătălin? Și aveam bidoane de apă, că eu consum apă foarte mult și asta vă sfătuiesc pe toți să vă hidratați. Și doi, Claudiu și Ferice, zice, dom'le, dar știi care e treaba? Avem shake-uri. Deci dacă avem apă și shake-uri, putem să trăim și ieșim și mult mai bine din experiența asta, că ăla nu se strică de pe o zi pe alta. Și atunci mi-a venit ideea și vă spun tuturor că ăsta e modelul american, să aibă oamenii provizii în casă. Americanii, cred că foarte mulți, și canadieni și americani, au provizii în casă care țin pe termen lung. Da? Adică apă și provizii. Vedeți mai asta ce ține mai mult. Și eu cred că ăsta e un sfat bun ca să repornim economia când primesc românii bani, să meargă și să ia din apropierea lor de la, v-am spus, să luăm, să avem provizii, Doamne ferește, să mai întâmplă și de Crăciun, că v-am spus, asta vor băieții acum, cumva, cumva nu le-a ieșit așa, să vedem cum, ce mai inventează de Crăciun, da? Că, repet, bisericile trebuie închise neapărat, neapărat. A încercat Obama, n-a reușit în America, decât parțial. Au încercat în toată Europa, au transformat bisericile, în țările nordice, bisericile au devenit discoteci. Deci s-a reușit, da? E, uite că acum au reușit să închidă toate bisericile și le place ideea asta. Deci de-aia zic, trebuie să fim vigilenți. Și atunci îi sfătuiesc pe toți românii să aibă apă în casă, nu că are puț, că s-ar putea să n-ai curent, omule. Deci vă trebuie apă în casă, să aveți. Nu știi niciodată, apa cred că ține mult. Ani de zile, cel puțin. Și să ai niște provizii, cumva să știi că te descurci o lună de zile. Și să aveți grijă, oameni buni, că vine o perioadă foarte tulbure din punct de vedere al economiei planetare. Adică fiți precauți, fiți prudenți, nu vă mai aruncați decât la lucrurile vitale și importante. Țineți minte sfatul ăsta. Te rog, Cătălin, ultimul cuvânt, suntem pe final. Ultimul cuvânt, o seară bună, Radu, și o seară bună, telespectatorilor. Mulțumim frumos. Iată ce ne amenință Iohan, că de azi înainte o să umblăm mascați. O să fim mascați, o să dea deja, eu gata, avem aici mască, Nașu TV, punct, nu se poate, gata. Și cu masca asta o să și vorbim mai puțin, nu o să mai putem, dragi telespectatori, din cauza măștii, n-am să vă mai pot spune atâtea adevăruri, pentru că Iohan vrea să bage masca și în dormitor să o avem cu noi. Și când dormim, și când facem emisiuni, ca să vorbim, uite așa, da, asta vor ei, de fapt. Și cu mănuși, că pe el l-ați văzut, da? Și mă gândesc așa, măi, Iohane, nu mai bine spui tu niște mănuși, două măști așa, pune-ți una și pe ochi și du-te, tată, du-te, iau așa ușurel, pe jos către Sibiu sau pe unde vrei tu. La mănăstire ar trebui, la câte păcate ți-ai făcut, Iohane, la mănăstire ar trebui să te retragi. Bun, ne oprim aici, vreau să învățăm ceva, v-am spus, trebuie din această perioadă să ieșim cât mai bine. Mă bucur și vă felicit pe toți cei care ne-ați scris sau am aflat că faceți exerciții și am mărturii de la persoane trecute de 70 de ani care fac în casă acele exerciții pe care Paul vi le-a arătat
Și da, se poate, uite, și pe scaunul ăsta se pot face mici genoflexiuni, deci chiar dacă te doare spatele, nu poți să te ridici, încheieturi, se poate, faceți mișcare, oameni buni. Încercați să mâncați mai corect, să slăbiți, fiindcă ați văzut obezitatea. Și de ce obezitatea, oare își pune omul întrebarea, dumnezeu, de ce obezitatea e mortală pentru coronavirus? Păi băieți, așa ăștia când au făcut bomba, ținta numărul unu a lor era să scape de Trump. Că Trump le-a încurcat la nivel planetar toate planurile. N-au mai ieșit războaie, n-ați văzut? Ce războaie sub Trump? Nimic. N-au mai fost alea, n-au mai fost alea, zâmbetul Feliciei care îmi spune că mai e puțin. Imediat. Deci, au zis, băi, unde sunt mulți obezi? Și să-i radem ca poporul să-l acuze pe Trump că din cauza lui au murit 2 milioane, că Fauci ăsta, trădătorul ăsta de Fauci, nu înțeleg ce caută lângă Trump. De o zi nu l-am mai văzut, dar ăsta e trădătorul care a vândut în Wuhan bomba sau scheletul bombei, da? Deci Fauci a spus la început, deși era omul lui Trump acolo lângă el, vor fi 2 milioane de morți. Pentru că el știa cum a fost gândită această bombă, care atacă pe cei obezi. Primii care au murit au fost cei foarte obezi. Că a fost destinată să-l radă pe Trump. Fiindcă Trump a ridicat economia Americii cum n-a fost niciodată. Niciodată în istorie. Șomajul în America n-a fost niciodată atât de jos. Deci Trump n-avea cum să piardă alegeri. Nici cum. Trump a făcut rost de bani pentru America. A încheiat contracte pentru companiile aviatice cu toate țările lumii. A vândut de la NATO, a reușit să recupereze bani. A făcut deal-ul cu China. S-a înțeles cu China, cel mai bun deal din istoria Americii este acum făcut de Trump. Deci toate erau bune. Și au zis, da, să mă să radem 2 milioane de obezi din America. Și atunci poporul îngrozit dă vina pe Trump, uite că ai omorât oamenii și gata. Nu le-a ieșit. Deci de-aia zic, hai să ieșim, eu v-am arătat cu probe. Și am martori aici, colegii mei. Felicia este doamna dirigintă care zice să ieșim. Dar trebuie să spun asta, Felicia, să mă laud și eu. Aveam o vârstă metabolică și am câștigat 8 ani, oameni buni. Deci iată, deși fac emisiuni, muncesc non-stop, am dormit puțin, dar voi recupera. Am reușit să cobor cu 8 ani vârsta metabolică. Sub regimul dur, dictatorial al Feliciei. Glumesc. Să fiți iubiți, mai și zâmbim, nu uitați, să începem să facem acele lucruri sau tot ce putem, tot ce depinde de noi. Să nu ne mai bazăm niciodată pe acest stat mafiot. Și vă mai spun una, în curând Trump vrea să scoată impozitul pe muncă din America. Vă dați seama? Impozitul pe muncă. Iar în România este, cred că, cel mai distrugător. Că nu știți, un patron, ca să dea 2000 de lei salariu net, să ia omul acasă, să plece cu 2000 de lei, un salariu care oricum e mizerabil, trebuie să plătească 3700 de lei în total. Adică încă 1700 patronului dă statului. Vă dați seama? Ce impozitare! Că de-aia mulți angajează la negru, că nu își permit să dea. Dacă dau la stat, nu mai ai ce să-i dai omului. Stat mafiot criminal, care omoară mult mai mulți oameni lunar, zilnic, decât coronavirusul în 2 luni. Ăsta e statul mafiot. Să fiți iubiți, va fi bine, oameni buni. Aveți încredere în mine. Pe mâine, la orele 19 sau 20, ora României.